Bun, hai să-i dăm bătaie. Mulțumesc că sunteți aici. E prima dată când fac asta, sper să meargă totul bine. Am un pic de emoții, dar asta e, așa e prima dată când faci orice. Am pornit ideea live-ului ăsta ca să încerc să vă ajut, pentru că, așa cum am mai zis și în videouri, am tot stat pe LinkedIn în ultima vreme și mi-am dat seama că aș putea să dau niște sfaturi unor oameni ca să crească șansele de angajare, practic. Că până la urmă ăsta e unul din scopurile principale ale LinkedIn-ului, să ne ajute să ne găsim joburi mai bune. Așa că astăzi mă gândeam să facem în felul următor. În primul rând, mă gândeam să răspund întrebărilor puse de voi pe mail în avans, în așa fel încât să lămuriți niște lucruri înainte să intrăm propriu-zis în detalii și în CV-uri, adică în profile de LinkedIn. Apoi mă gândeam să analizăm efectiv profilele trimise de voi până acum pe mail și după aia să fie să-mi trimiteți voi alte profile dacă n-ați apucat să-mi trimiteți pe mail, fie să-mi puneți orice alte întrebări legate de procesul de angajare, de joburi în IT sau de lucruri de genul design-ului, front-end-ului, management-ului și așa mai departe. Vă stau la dispoziție în seara asta. Nu știu cât o să dureze live-ul, dar eu sper că în jur de o oră, dacă depășește, pe mine nu mă deranjează, voi decideți dacă rămâneți sau nu. Mulțumesc, Ștefan, știu că e no pressure. Bine ați venit tuturor, văd niște nume cunoscute pe aici, salut Alex. O parte din oamenii din chat, ba da, cum să nu răspund la întrebări pe chat? Cu siguranță răspund la întrebări pe chat, deci puteți să le lăsați aici. În momentul în care ajungem la secțiunea aia din ce urmează să facem, o să le iau pe toate la rând. Ok, hai să trecem la treabă. Înainte să facem asta însă, am un singur lucru pe care vreau să vă mai zic, e o mulțumire, practic. Vreau să vă mulțumesc pentru 1774 de subscriberi. Asta e tot ce vreau să vă zic. E neașteptat de mult. Am pornit canalul anul trecut fără să am vreo așteptare anume, însă e o surpriză plăcută că suntem așa mulți. Așadar, hai pe LinkedIn. O să iau cele trei întrebări pe care le-am primit pe mail inițial și o să le disec puțin. Prima este, din experiența ta, e mai bine să avem profilul în limba română sau în engleză? Sau cel mai bine ar fi să avem profilul în limba română și să adăugăm un profil în engleză? Depinde foarte mult care sunt companiile pe care le targetezi, în principiu. Daniel, sfatul meu e să ai neapărat un profil în engleză. Profilul în română, mie personal, mi se pare opțional. Asta în contextul în care, ok, LinkedIn e tradus în română, dar știu sigur că o parte substanțială din recrutori nu-l folosesc în română, îl folosesc în engleză, tocmai pentru că majoritatea profilurilor de LinkedIn, de care știu eu cel puțin, sunt în engleză. Profilul în română e un bonus, cum ar veni, poți să-l folosești sau nu. În principiu, dacă vrei să te cantonezi în joburi din România, e un upgrade față de profilul în engleză. Însă profilul în engleză, mie personal, mi se pare absolut esențial. Pentru că, în primul rând, e varianta default și, în al doilea rând, te deschizi la oportunități de angajare pentru companii care sunt internaționale și care au angajatori care vorbesc engleză și nu vorbesc română, să zicem. Deci, ăsta e sfatul meu, să aveți profilul cel puțin în engleză și, mă rog, dacă vreți să dedicați un pic de timp lucrurile astea, puteți să vă faceți upgrade și pentru română. Ok, a doua întrebare de la Alexandru Huc. La secțiunea Experience se pot trece cumva și programele de training, cât și workshop-urile oferite de companii? Depinde. Dacă nu ai nimic altceva mai bun de trecut acolo, e acceptabil. Programele de training ar trebui să meargă la secțiunea de training, secțiunea pe care toată lumea ar putea să o găsească destul de ușor în profil. Uite, chiar să mergem acum în profilul meu, să vă arăt unde am eu informațiile astea. Sub skills, sub endorsements,
sub-accomplishments, parcă pe aici erau, ia să vedem. A, nu, la education, scuze, chiar la education. Deci, ori aici, ia să vedem, course. Mai găsim, uite, la accomplishments, văd că sunt, le-au, inițial erau la education. Deci, eu le-am trecut aici, pe toate. Mă rog, n-am mai trecut de mult, deși am mai făcut între timp, dar am considerat că, oricum, sunt mai puțin relevante decât restul lucrurilor de pe profilul meu. Dar, în principiu, trainingurile, workshopurile sunt o imitație de muncă reală. Nu sunt chiar muncă reală și, deci, n-ar trebui să fie în zona de experiență, care este zona asta de aici, de sus. Eu acolo le-aș trece, dacă aș avea ce să trec mai bun în zona de experiență, dacă nu, să zicem că e ok. Dar asta din prima te brandește ca un om care e la început de drum și care n-a avut alte pârghii să obțină experiență în afară de cursurile respective. Și nu e nimic rău în asta, nu o să te judece nimeni dacă ești în situația asta, e perfect ok, chiar nu e nicio problemă. A treia și ultima întrebare preexistentă, ca să zic așa, de la Alina Mocanu. Nu suntem rude, apropo. E ok să folosim emoji în profilul de LinkedIn? Păi, da, e foarte ok și eu folosesc aici în zona asta, pentru că e zona cea mai vizibilă și, mă rog, am făcut niște experimente, nu sunt foarte happy cu felul cum a ieșit, dar eu cred că arată, adică atrage atenție. Ce cred că mă întreb tu este, de fapt, dacă putem să folosim emojis peste tot în cantități industriale, ceea ce nu recomand. Cred că țin minte profilul tău și o să ajungem imediat la el ca să-ți dau impresia mea la cald, ca să zic așa. Bun, astea au fost întrebările dinainte, hai să evaluăm profilele acum. Primul este Daniel Nicolae Donțu, care spune așa, că este un inginer de mechanical design și vrea să devină web developer, ceea ce e perfect ok. Toată lumea ajunge la un moment dat într-un punct de cotitură al carierei în care poate să aleagă să meargă mai departe pe cariera aleasă inițial sau să o schimbe. Și faptul că spui lucrul ăsta, că aspiri să devii web developer, e perfect ok, e chiar lăudabil în contextul ăsta. La prima vedere, profilul tău mi se pare ok, curat, numai că partea de sus, imaginea asta, eu nu știu ce reprezintă. Mi atrage atenția, mi se pare interesantă, dar ar trebui ca la prima vedere profilul tău să te contextualizeze într-un fel. Uite, acum am văzut că mi-ai dat și ad pe LinkedIn, dă și accept. Deci ar trebui să te contextualizeze, să spună ceva despre tine și imaginea aia de cover e unul din lucrurile care te, cum să zic, e un missed opportunity, faptul că nu folosești altfel. Spre exemplu, eu aș păstra-o, dacă e făcută de tine, ceea ce e super tare, eu aș păstra-o și aș trece lângă numele proiectului și, nu știu, contextul în care ai folosit imaginea respectivă. În ideea că e un proof of concept despre ce poți tu să faci. Mai bine de atât, poți, pe lângă zona asta, să folosești și zona de proiecte, cum văd că ai folosit deja un feature de aici, în care să pui link-uri către o galerie în care se găsesc mai multe creații de ale tale și, mă rog, asta să-ți dea credibilitate în fața potențialelor angajatori. Acum, în rest, profilul tău, ia să vedem zona de about, profilul tău e un pic golaș, în ideea că sunt niște oportunități ratate apropo de text. E clar, nu toată lumea știe să scrie și nu toată lumea vrea să scrie sau are chef să scrie despre el, mai ales că e un exercițiu destul de, nu știu, trebuie să ai un mic grad de narcisism ca să te autodescrii așa în termeni foarte pompoși, însă măcar poți să rogi pe altcineva să scrie despre tine. Ideea e să ai ceva relevant pentru angajator în zona de about, pe care o parte din angajatori chiar o citesc, mai ales dacă le-ai atras atenția cu alte lucruri din profilul tău
și ar vrea să afle detalii despre cum gândești, detalii despre cum ești tu ca om, detalii despre cum te integrezi într-o echipă, dacă e cazul și așa mai departe. Fiind la început de drum, nu e o greșeală capitală, adică nu trebuie să te grăbești ca mâine repede să umpli secțiunea de about, dar pe termen lung, aici poți, spre exemplu, dacă tot ești în procesul de schimbare de carieră, să descrii acest proces, să explici în câteva cuvinte potențialilor angajatori de ce ai pornit în mechanical design și de ce vrei să schimbi cariera în web developer. Ar fi un detaliu interesant și, mă rog, nu trebuie să dai prea mult din casă, dar trebuie să te folosești de zona asta cât mai mult. Asta vreau să zic. Zona de feature e ok, în ideea că ai ceva aici. Dacă profilul tău de GitHub e, cum să zic, super relevant, e foarte ok să-l ai și să-l scoți în evidență. Ideal ar fi aici, însă dacă faci proiecte de web development, dacă asta vrei să fii mai departe, ar trebui să treci aici link-uri de la proiectele deployate, adică de la proiectele live. Proiecte care, pe care poți, dacă tu folosești GitHub, să le deployezi cu GitHub Pages sau să folosești un host gratis și să pui proiectele live undeva ca să le vadă lumea. Figuri geometrice, joc în Python și așa mai departe. Proiectele astea ar putea să locuiască foarte, foarte frumos pe link-uri de sine stătătoare, să meargă și să fie testabile de cine îți vede profilul. Și pe alea de care ești cel mai mândru să le pui și aici, în zona de feature de profilului. La activity, mulțumesc pentru share, văd că nu prea mai ai altă activitate notabilă pe care cel puțin pot să o văd eu, însă, din nou, e o oportunitate ratată. Dacă sunt oameni în industrie, în industria asta de web development, pe care îi admiri, poate să fie din România, dar mai ales poate să fie din afară, fiindcă sunt mult mai mulți în afară, poți să interacționezi cu conținutul pe care îl generează ei, sau poți măcar să te înscrii la update-uri de la ei și în momentul în care îți atrage vreun conținut atenția, vreo postare sau ceva util din ce postează oamenii respectivi, să intri, să dai like, eventual chiar să comentezi, să încerci să îți asumi informația pe care o găsești pe LinkedIn. Mă rog, asta e una din modalitățile prin care poți să folosești LinkedIn-ul în mod proactiv de acum încolo. Dar e cumva o folosire secundară. O folosire principală a zonei este, adică a activității tale pe LinkedIn, e dacă găsești joburi care îți atrag atenția și găsești și recrutorii care lucrează la companiile respective, poți să intri în vorbă cu recrutorii respectivi, poți să vezi ce postează recrutorii respectivi și să creezi o relație cu recrutorii ca să te aibă în vedere în momentul în care caută oameni pentru viitoarele joburi. Zona de experiență e foarte ok. Nu, cum să zic, dat fiind faptul că tu îți dorești de fapt să fii web developer, nu simt nevoia, eu dacă aș vrea să te angajez ca web developer, să găsesc mai multe detalii despre fostele tale joburi aici, care n-aveau legătură cu web development. Însă, în momentul în care vei avea joburi relevante, ar fi bine tot așa, să scrii despre rolul tău în jobul respectiv, în compania respectivă, realizările tale, dacă poți să le identifici, să le cuantifici, ar fi și mai bine, cu cifre sau cu ceva, mă rog, relevant. Și, eventual, relația cu, sau în fine, progresul tău în compania respectivă, dacă ai avut mai multe joburi și așa mai departe, relația cu colegii, lucruri de genul ăsta. Keep it short, dar atinge lucrurile astea, fiindcă e util pentru un potențial angajator care vrea să te ia în calcul. Educație e foarte ok, faptul că există în primul rând, fiindcă pe multe profile nu există. E foarte bine că ai pus Flipkart Camp aici și EDX-ul aici și CS50. Felicitări că le-ai făcut pe toate, e o idee foarte bună să treci prin astea. Asta înseamnă că eu ca angajator pot să mă bazez pe faptul că tu ai niște cunoștințe de computer science în general și că în momentul în care îți dau un test tehnic, nu o să te uiți la el și nu o să poți să faci nimic. Pentru că, în teorie, ai trecut prin certificările astea sau prin cursurile astea și ai deja o bază. Ceea ce e foarte bine.
La skills and endorsements aș curăța puțin zona asta și aș pune mai degrabă skill-uri relevante pentru jobul pe care îl targetezi, adică cel de web developer. Aș pune skill-uri care au legătură cu web development, cum este React.js. Și vezi că eu am dat expand aici. Primele trei skill-uri pe care le ordonezi tu în lista de skill-uri sunt cele featured și ar trebui să aibă toată legătură cu jobul pe care îl targetezi. Poți să le păstrezi pe restul, că e, poate la un moment dat găsești un job care să mărgească, să îmbine skill-uri de web development cu skill-ul de Fusion 360, cine știe. Adică e bine să-l păstrezi, dar nu neapărat să-l pui prim sau în primele trei, ca să iasă în evidență. Și dacă poți, pe măsură ce faci proiecte și le arăți oamenilor care ar putea să, cum să zic, să te angajeze sau care au treabă cu domeniul, roagă-i să-ți dea endorsements pe skill-urile respective. La fel și cu recomandările. E greu la început, când nu ai încă un job în domeniu, să ai recomandări, deci eu aș aștepta cu o zonă de recomandări până ai propriu-zis un job și poți să efectiv să le ceri de la oamenii cu care lucrezi. Bun. Și astea sunt relativ relevante și e bine că ai linkuri, văd, la toate. Uite, văd că ai un... Adică există deja un deploy aici făcut. Ar trebui ca, mă rog, proiectele care sunt, ți-am zis, mai relevante pentru tine, mai interesante, să le pui și în zona de featured. Fiindcă, na, ai vizibilitate foarte mare în zona aia și angajatorii, o parte din ei, din nefericire, sunt forțați să-și formeze o impresie foarte rapidă despre profilele pe care le văd, tocmai pentru că sunt presați de timp. Și cu cât îi ajuți mai mult să le dai informația relevantă la începutul profilului tău, cu atât e mai bine pentru tine. Bun. Sper că am acoperit toate zonele astea. Mă rog, toate zonele relevante. La interese, mă rog, foarte bine că te-ai ocupat să treci niște companii relevante pentru jobul pe care îl targetezi. Overall, asta aș face. Cel mai important, aș trece profilele. Răzvan, n-aș vrea să mă uit pe mail acum, dar în fine, aș putea să mă uit. Ideea e că poți să-mi trimiți chiar aici profilul în chat și o să mă uit pe el după ce le termin pe cele trimise pe mail inițial. Deci, go right ahead. Să-mi spui dacă poți să postezi link-ul, te rog. Asta e condiția, că nu știu dacă am configurat informațiile astea, adică, mă rog, chat-ul să suporte link-uri. Eu așa sper. Bun. Poate ar fi util să mai aibă limbile străine trecute în engleză. Da. Într-adevăr, mă rog, sunt în română, restul profilului în engleză, într-adevăr, aici ar trebui să treci tot în engleză limbile străine cunoscute. Și ai dreptate, la zona de conexiuni, 87 sunt cam puține, acum am observat și eu. Faza este că eu nu încerc niciodată să stimulez oamenii să adauge mai multe conexiuni decât dacă își doresc să interacționeze cu oamenii respectivi și chestia asta se întâmplă gradual, adică n-ar trebui să iei ca un target absolut să adaugi cât mai multe conexiuni din pura dorință de a avea conexiuni și atât. Lucrul ăsta ar trebui să se întâmple urmărind lucrurile pe care le-am zis deja, adică urmărind oameni foarte mișto din zona asta de web și urmărindu-le postările și eventual încercând să-i adaugi în lista ta, interacțiuni cu recruiteri și așa mai departe. E, în principiu, o să crească numărul de conexiuni oricum, dar da, nu te sfii să adaugi oameni în lista de conexiuni niciodată. Asta e ultimul meu sfat. Sper că am cam acoperit tot și acum trecem la al doilea profil. Tot Daniel, dar de data asta Daniel Popescu, care spune așa, că învață Python, este jurnalist la autocritica.ro, cronica.ro și Media Wheels.
Foarte tare. Faptul că înveți Python, din nou, e un semn bun că vrei să-ți schimbi jobul la un moment dat și să înveți Python în scopul de a dobândi un job în domeniu. Faptul că treci chestia asta aici sus e excelent. Din nou, faptul că lipsește poza nu e un lucru bun. La Daniel Donțu nu lipsea, dar era cam abstractă. La tine lipsește cu desăvârșire și poți, spre exemplu, să pui un screenshot din cel mai de succes articol al tău sau din statisticile celui mai de succes articol al tău, dacă ți se pare relevant. Dar și mai mult, aș pune un screenshot din dintr-o consolă de Python sau din ceva relevant pentru jobul pe care îl targetezi acum. Bun. Asta așa la prima vedere. Faptul că ești open for work, e open to work, adică ți-ai setat practic în profil disponibilitatea ta de a fi contactat de recruiteri, o să ajute. Și cred că și la Daniel Donțu trebuia să zic asta. În momentul în care îți configurezi profilul, uite, Daniel este open to work și mie, ca om care are LinkedIn Premium, mi-apare informația asta aici. Pot să văd detalii despre disponibilitatea lui Daniel și pot să-i dau direct mesaj din interfața asta. Plus că, efectiv, avatarul spune asta despre el, ceea ce adică ajută în anumite contexte. Ok. Pentru cineva care scrie, din nou, la zona de about sunt cam puține informații. Eu aș complementa aici cu ce ziceam și adineori, cu informații despre cum ai ajuns să scrii, cum ai ajuns să fii jurnalist, practic, ce te-a atras în zona asta și de ce vrei să faci switch-ul și cam care e progresul tău în switch-ul respectiv. Ca să dai informații potențiale angajatori că despre, practic, cum să zic, contextul în care te afli. Să vadă ce fel de om ești. Că și asta e important. E un aspect pe care mulți îl ignoră și se concentrează doar pe skill-uri și atât, sau pe hard skill-uri, dar soft skill-urile și zona asta de hai să zicem flair de informații personale despre un om, ajută mult când te gândești la o echipă și cum integrezi oameni noi în echipa aia. Pentru că un om care e foarte rigid se poate integra greu într-o echipă care este foarte relaxată sau foarte informală și invers. Și de asta e importantă zona de about, pentru că spui lucruri despre tine, scriind informațiile de care zicem. Văd că ai activitate, ceea ce e foarte bine. Ai peste 500 de conexiuni. Bănuiesc că majoritatea din joburile pe care le-ai avut până acum. Din nou, nu e rău, adică n-ar trebui să le tai acum, să le dai remove tuturor, pentru că pe parcurs probabil că au potențialul să te ajute. Evident, din când în când mai e cazul să faci curățenie, dar eu de obicei fac asta numai cu profilele care mi se pare că fac spam sau care mi se pare că n-au nicio legătură cu scopul meu actual și viitor. Deci, nota 10 pentru asta, până acum. Ok, cars editor la autocritica.ro, freelance, cu detalii despre joburi. Detaliile nu sunt niciodată prea multe, în afara contextului în care nu au legătură cu jobul pe care urmează să îl ai sau pe care îl targetezi. Numai că din felul cum te-ai exprimat, learning Python și journalist acum, îmi dai impresia că urmează să aprofundezi Python-ul și încă nu ești pregătit să schimbi cariera. Ceea ce e ok. Cum să zic? Nici după ce urmează să-ți schimbi cariera n-aș scoate de tot textele astea, măcar la ultimul job de jurnalist. Pentru că s-ar putea să fie interesant pentru cineva care vrea să vadă care e contextul schimbării. Ok, educație există, văd că ai și certificări pe Coursera, ceea ce e foarte bine, ai și skill-uri,
și văd că ai și niște endorsements. Din nou, skillurile sunt targetate pe jurnalism. În momentul în care vei face switch-ul, probabil că le vei rearanja. Ai și recomandări, ceea ce e excelent. Recomandările sunt super importante, nu pot să vă zic cât de importante sunt, mai ales dacă angajezi pe cineva pentru o poziție, cum să zic, pentru entry level e mai puțin important să ai recomandări, pentru că nu mulți au recomandări, adică nu e un factor decizional. Însă pentru oamenii care au crescut puțin în carieră și sunt au ceva în experiență, sunt senior sau chiar în poziții de management, chiar și middle management, nu numai upper management, recomandările sunt esențiale ca recrutorul să-și facă o idee despre bonitatea ta ca specialist. Ok. Cam asta ar fi pe scurt. Încearcă să folosești ceva vizual aici interesant. Preferabil făcut de tine, dacă nu se poate, nu e nicio problemă. Și, din nou, să aibă legătură cu ce îți dorești tu să atragi, basically. Ok, mergem mai departe la Cristian Dan. Bun, trecem de la o extremă la alta. Dacă Daniel Popescu n-avea absolut deloc imagine de cover, Cristi văd că are o imagine foarte puternică de cover, poate un pic prea puternică, dacă mă întreb pe mine. Adică, sigur atrage atenția. S-ar putea să atragă suficient de mult atenția încât să nu mă mai uit nicăieri altundeva pe profilul tău și să citesc doar aici și să-mi fac o idee despre tine direct din ce ai scris aici. Ceea ce nu știu dacă îți dorești, pentru că zona asta are real estate foarte mic. E foarte mică și nu știu dacă e ok să îngrămădești text foarte mult aici, pentru că nu poți să spui foarte multe cu câte sunt, 6 rânduri de text. Și, mă rog, 6 rânduri de text scurt. Adică eu aș selecta skillurile esențiale din lista asta de skilluri sau de lucruri pe care le-ai făcut până acum sau le-aș sumariza cumva și aș trimite mai degrabă la o zonă de featured pe care tu văd că nu ai. Zona de featured care îți permite să pui linkuri către un portofoliu pe care poți să-l faci for free, deci pe gratis, pe Behance, pe Dribbble sau pe orice alt loc care permite upload-ul de poze, practic. Pentru că, din ce văd aici, Marketing Coordinator și Development of Advertising Materials îmi spune că tu faci materiale promoționale și lucrezi cu zona vizuală, ceea ce înseamnă că aproape toată munca ta se poate traduce într-o galerie de imagini. Și galeria n-ar trebui să stea pe LinkedIn, sau mă rog, poate, adică poți să o pui pe LinkedIn în mod limitat, dar poți să o pui și mai elegant într-o zonă de feature care se ducă în altă parte, unde poți să te exprimi în voie. Da, într-adevăr, poza de profil e mult prea close-up. Mersi Floating Thoughts pentru cum să zic, pentru sugestie. E pe LinkedIn poza de profil ar trebui să, mă rog, în primul rând să te prezinte pe tine așa cum ești, chiar dacă personalitatea ta trădează faptul că ai interese foarte clare spre print și pixelarea caracteristică printului e prezentă în poza pe care o ai. Într-adevăr, eu nu-mi dau seama de caracteristicile feței tale din poza asta, mai ales că ai și open to work acolo, peste restul feței, peste partea de jos. Deci, poate ai putea să iei în calcul să faci un zoom out și eventual să o pui și color și normală, chiar dacă, mă rog, e un touch interesant să o prelucrezi așa. Bun. Nu, rozul, cum ziceam, e un pic prea puternic. E un pic, adică atrage prea mult atenția. Eu dacă aș fi, cum să zic, în postura în care îmi caut neapărat un job și aș vrea ca profilul meu de LinkedIn să fie super, super atractiv, în loc de rozul ăsta aș alege o culoare caracteristică LinkedIn-ului, cum e roșul ăsta de aici în cel mai rău caz,
sau albas, chiar albastrul LinkedIn-ului sau chiar verdele de la OpenTwork și aș o folosi ca fundal. Dar, cum să zic, contextul ideal pentru poză, cred că este ceva care să scoate în evidență munca fără să neapărat să descrii cuvinte. Adică poți să o descrii cuvinte, o frază și atât e perfect. E cam mult text aici și eu nu văd nimic din ce ai lucrat până acum, văd doar descrierea categoriilor în care ai lucrat. Înțelegi ce zic? Sper că înțelegi. Bun. Activitatea există, experiența 14 ani la ambiente sa, ceea ce înseamnă că, cum să zic, te pricepi. Și uite, abia acum văd linkul. Văd un link. Nu știu spre ce mă duce acest link. Ok, spre compania propriu-zis. Da, bănesc că ăsta e și locul în care să văd propriu-zis munca ta, dar eu aș, cum ziceam, aș face o galerie separată în care să scot în evidență în modul cel mai pozitiv munca ta. Adică n-aș lăsa lucrurile așa. N-aș lăsa doar un link către site și atât. Detaliile din descriere sunt arhi-suficiente. Ce nu văd aici și mi-ar plăcea să văd, așa scanând la prima vedere și foarte rapid, mi-ar plăcea să văd niște cifre. Mai ales pentru un om cu 14 ani experiență, aș vrea să înțeleg cum a influențat-o pozitiv compania aia, de la câte materiale ai creat, poate fie sute, mii, whatever, până la cum a crescut cifra de afaceri datorită muncii tale. Dacă ai acces la informațiile astea, că nu toată lumea are și nu toată lumea se așteaptă să le faci publice. Poate ai un contract semnat care te obligă la privacy și nu poți să share-ești aceste informații, dar ar fi o adăugire frumoasă. Apare de două ori CB-ul pentru că LinkedIn ține morțiș să zică și orașul și județul și țara. Adică orașul Sibiu, județul Sibiu. Bun. Experiență solidă. Ia să vedem. Aici sunt link-uri mai relevante. Asta e o asociație din câte văd. Ok. E un missed opportunity. Imaginea asta mi se pare foarte, foarte pixelată, nu știu dacă e de la LinkedIn sau de la felul cum ai uploadat totul. Și site-ul ăsta aș vrea să nu mă pronunț, că nu ăsta e scopul, dar din nou, dacă ai lucruri pe care le-ai făcut tu de aici, spre exemplu mini flyerele astea, le-aș pune separat într-o galerie, cum ziceam. Ok, educație există, experiență de voluntar, ceea ce foarte bine. Skill-uri cu endorsements, frumos, n-ai recomandări. Și aici poate că te-ar ajuta să vorbești cu foștii sau actualii tăi colegi sau cu, mă rog, oamenii care te-au managerit sau cu subalternii să îi rogi să-ți lase niște recomandări, pentru că zero recomandări nu e neapărat cel mai bun semn pentru un recrutor. Ok. Bun. Cred că asta a fost pentru Cristian. Îi mulțumesc că mi-a trimis link-ul și lui și celor doi Danieli de până acum. Așa. Alexandru Huc urmează. Cred că e și pe chat, am văzut pe chat. Parcă. Așa. Bun. Alexandru, în primul rând, am mai văzut asta la mai multă lume. Alexandru e prenumele, prenume, deci nu postnume, prenume, adică se pune înaintea numelui de familie. Și știu că tradiția, în special comunistă, din nefericire, pe care o moștenim,
și probabil și la școală se folosește destul de des treaba asta, ne-a învățat că numele se pune înaintea prenumelui când lucrezi în medii oficiale, dar eu nu sunt de acord cu asta. Alexandru Huc e mai natural și le permite și oamenilor care nu vorbesc română sau care nu sunt obișnuiți cu felul cum scriem noi numele, invers, uneori, să te adreseze, adică să poată să ți se adreseze fără să greșească. Bun. Embedded C, Software Developer Assistant at Continent. Foarte frumos. Poza este, cred că, relevantă. Văd că ai un telefon probabil conectat la PC aici sus, sau mă rog, la Mac. Îți dau și ție accept, acum am văzut că mi-e dat ad. Am încercat să nu mă uit decât foarte, foarte puțin pe profilurile voastre până acum. Ca să nu... adică să fie o părere la cald în momentul ăsta. Alex Stan zice, a smile goes a long way. Într-adevăr, poza mi se pare un pic cam departe, adică eu aș face prin plan pe față și da, aș folosi una în care zâmbesc ca să nu dau impresia că nu vreau să fiu pe platforma asta. Vorba vine. Ok. About goal. Nu e bine. Am zis deja de ce. Ar trebui... să adaugi informații aici despre ce ai făcut până acum, despre ce ți-a plăcut cel mai mult să faci până acum, despre relațiile tale cu, mă rog, angajatorul actual și angajatorii precedenți și așa mai departe, dacă există. Văd că nu. Ceea ce e ok, nu e nicio problemă. Din nou, activitate 0 și văd că ai și doar 17 conexiuni. La atât de puține conexiuni nu prea o să vezi valoare suficientă pe LinkedIn ca să te facă să rămâi și să fii activ. Din nou, dacă ai un domeniu, cum este Embedded C, care e un domeniu pe care eu personal nu-l cunosc foarte bine, îmi imaginez că te ocupi de programarea device-urilor IoT și nu numai, mi se pare un domeniu foarte mișto și sunt absolut convins că sunt oameni din afară care te inspiră sau pe care i-ai citit sau pe care cărora le-au urmărit cursuri și așa mai departe. Nu o să-ți dea toți accept, dar măcar încearcă să-i găsești și să le dai like, să le dai comentarii la postări dacă e cazul și dacă vrei să schimbi jobul să cauți alte companii care fac Embedded C dacă asta vrei să faci mai departe. Din câte țin minte, nu, dar eu nu văd aici în profilul ăsta că nu. Și să intri în vorbă cu persoanele respective. Practic să folosești social media pentru aspectul de social. Aspect pe care, mă rog, mulți îl detestă la LinkedIn, faptul că trebuie să fac asta. Și, cum să zic, are plusuri și minusuri aspectul ăsta, dar plusul e faptul că în timp te vei poziționa ca un specialist în domeniu și lumea va ști de tine, inclusiv din postările pe care le ai aici. Și viitoarea ta listă de 1700 de conexiuni și nu doar de 17, s-ar putea să aprecieze activitatea ta aici la un moment dat. Ok. Experiență. Continental. Întâi internship și după aia part-time. E un început foarte bun. Sper să-ți meargă bine aici și dacă nu îți place, sper să-ți găsești o alternativă bună. Întotdeauna primul job e special, nu-l uiți niciodată. Și asta ori în sensul bun, ori în sensul rău. Sper că la tine să fie în sensul bun. Restul lucrurilor eu nu le-aș trece aici în zona de experiență, pentru că nu sunt propriu-zis experiență. Deși, ia să vedem, hai să analizăm un pic mai bine. Văd că ai fost back-end. Ok, deci nu, ba da, scuze, am greșit. Chiar ai lucrat la un proiect, chiar dacă poate nu pentru un angajator cu acte în regulă, ca să zic așa. Partea de student, în schimb, trebuie să zboare. Asta n-are ce căuta aici. Faptul că vrei să umpli niște goluri dintr-un timeline nu-ți mandatează să folosești ideea că student este un job
nu este un job, îmi pare rău. Din nefericire, facultățile din România nu prea livrează calitatea temelor pentru acasă suficient de mare încât să se pună ca job. Hai să îi zicem așa. Bun, educație detaliată, foarte bine. Ok, voluntar, skills. Matematică, OOP, C++ și câteva extra. Foarte bine, obține, dacă tot ai avut atât de multe contexte în care ai interacționat cu alți oameni, roagă-i pe oamenii cu care te înțelegi cel mai bine sau, în fine, pe foștii tăi colegi să-ți dea endorsements pe LinkedIn dacă au cont și recomandări, dacă poți. S-ar putea să fie prea devreme, dar niciodată nu strică să încerci. Ok, accomplishments. Foarte tare. Nu știu ce înseamnă asta, în schimb. Doar ai participat, ai câștigat vreun premiu, poate e ok să detaliezi. Deși, sincer, foarte puține angajatori ajung până aici. Majoritatea se opresc la skill-uri. Zona de accomplishments fiind și vizual tratată mai puțin spectaculos, hai să zicem așa, dacă nu pui proiecte în featured, și asta te sfătuiesc și pe tine, cum am sfătuit și pe cei de până acum, e păcat, pentru că featured e primul, imediat după detaliile importante despre profil. Bun, mai departe. Dragoș Șolcă, dacă nu greșesc. Alright. Dragoș e student la Poli. Foarte frumos din partea lui. Poza de profil, uite, poza de nota 10 de profil. E fața lui, zâmbește, perfect. Deja zona asta este achievement unlocked, hai să zicem așa. Cover-ul e relevant, pentru că bănesc că ești la automatică și calculatoare sau ceva similar. Tehnologie informații, mă rog, pe acolo. Bun. Profilul în română, văd, sau cel puțin așa ai decis tu să-l completezi. Eu am LinkedIn-ul în engleză. Faptul că îți văd profilul exclusiv în română, pentru mine, care sunt român, nu e o problemă. Dar dacă la un moment dat vei vrea să te angajezi la o companie care are recrutori din altă țară sau care nu vorbesc română, e o problemă. De asta ziceam, întâi completează-l în engleză și ăla să fie perfect și apoi româna este un nice afterthought, dacă vrei. E ok descrierea, e și greu să spui foarte multe lucruri despre tine cât timp ești încă student, cel puțin la nivel profesional. Îmi place ideea asta, că dacă nu greșesc, atunci nici măcar nu încerc. Greșeala e unul din cele mai utile unelte pedagogice. Pentru că dacă greșești și dacă vrei să faci lucrurile mai bine, o să înveți din asta și o să mergi mai departe. La featured văd că ai CV-urile tale în engleză și în română. Și ce observ la prima vedere, și s-ar putea să mă înșel, dar hai să vedem, e că CV-ul este mai complet decât profilul de LinkedIn. Oare de ce? Asta înseamnă că tu te bazezi pe recrutor să dea click pe link-urile astea de feature și să-și citească CV-ul când e... Recrutorul e deja pe o pagină în care ar trebui să-ți găsească CV-ul în format compatibil cu LinkedIn. Înțelegi? Pare că ți-a fost lene. Sorry, dar asta e prima impresie. Să treci informațiile de aici efectiv în profil. Cel puțin până acum. N-am dat scroll mai jos. Hai să vedem. S-ar putea să mă înșel. Education, Universitatea Politehnică din București, licenses and certifications, foarte bine, astea sunt importante, arată că you mean business. Volunteer experience, excelent. Uite, pentru asta nota 20, felicitări, pentru faptul că predai
unor copii de clasa a patra. E, generația tânără are nevoie de noi. Indiferent în ce măsură putem să-i ajutăm. Bun. Overall, zona asta e foarte, foarte stufoasă, ceea ce e bine. Pentru că un om în postura ta n-are experiență reală, fiindcă probabil n-ai avut un job, propriu-zis, până acum, și faptul că ai compensat cu lucrurile astea e foarte util pentru un potențial angajator viitor. La skills and endorsements, nu prea ai endorsements. Ok, e foarte bine că ai assessment badge-ul ăsta, adică faptul că ai făcut pe LinkedIn cursul de Python, sau mă rog, testul de Python și l-ai trecut, e un semn bun, dar e cumva mai puțin valoros decât asta de aici. Da, e bine că există. Numai că, mă rog, endorsements. Asta e sugestia mea. Ok. Engleză, franceză, română, din nou în limba română. Nu mă mai repet. E un profil bun. Pentru început, pentru poziția în care ești acum, e un profil ok. Încearcă să aduci informațiile pe care le-ai trecut în CV și în... Și aici, dacă nu sunt deja, n-am stat să citesc, dar în CV îmi părea că e un pic mai detaliat decât ai apucat să scrie aici. Și scrie-le în engleză. Sau fă-ți în primul rând profilul în engleză și apoi adaptează-l și pentru română, dacă vrei. Bun, mai departe. Andreea Bianca Blendea. Ok, passionate HR. Bun, poza îmi spune ceva despre tine, înseamnă că vrei să lucrezi în zona de HR. Ce nu îmi spune nimic despre tine și ar trebui să-mi spună, pentru că, din nou, e o oportunitate ratată, e faptul că ești graduate și atât. Zona asta e un fel de status, cum ziceam și în filmul de pe YouTube. E un status al carierei tale. Unde te afli în momentul ăsta în 100 de caractere. Să zicem. E păcat că nu ai nimic aici, pentru că textul ăsta apare în momentul în care dau search după orice legat de tine. Hai să-ți dau un exemplu. Merg pe LinkedIn și dau search Andreea Blendea. Da? Și la tine apare graduate. Dacă dau search după cineva dinainte, să zicem... Alexandru Fuc. Îmi apare că este Embedded C, Software Developer Assistant at Continental. Înțelegi? E o oportunitate ratată să nu completezi zona de aici. Și ar trebui să o faci. Ok? Ești open to work, îți apare badge-ul, ceea ce e o idee bună. La About ai scris ceva despre tine. Văd că ai scris ce cursuri ai terminat, despre ce te pasionează, ceea ce e excelent. Asta e genul de descriere pe care, în momentul în care cineva te selectează pentru a fi intervievat sau intervievată, o să citească zona asta, dacă n-a citit-o până atunci, tocmai pentru că sunt informații foarte utile despre personalitatea ta și despre lucrurile pe care poți să le aduci unui potențial angajator, pe lângă skillurile pe care, în teorie, le-ai trecut mai jos. Activitatea există, ceea ce e foarte bine. Experiența, ia să vedem. Content writer, volunteer, waitress, receptionist și ospătar. Aici... genul ăsta de experiență, eu l-aș comprima, l-aș face mai puțin detaliat, pentru că nu e relevant pentru jobul pe care tu ți-l dorești, din câte îmi dau seama de aici din headline. Deci tu vrei să lucrezi în HR, asta îmi spui prin poza asta. Da, uite, Floating Thoughts ne sugerează că ar trebui să pui alineate, adică paragrafe diferite aici, ca să fie mai ușor de scanat. Mie mi se pare de lungime, hai să zicem, maxim admis, adică dacă ar fi mai lung ar fi chiar deranjant, dar
genul ăsta de text atât de, adică nu sunt extraordinar de multe rânduri încât să mă deranjeze pe mine personal. S-ar putea ca alți oameni mai puțin răbdători să se sesizeze și să aibă nevoie de niște paragrafe care să organizeze, să structureze puțin informația mai bine. Așa, revenind aici, faptul că ai lucrat la Bormăsărele seasonal job nu e relevant, eu aș șterge textul de aici. Aș păstra jobul, mă rog, ca să acopăr găurile, dacă vrei, din timeline, din iulie 2016 până azi. Dar o altă variantă e să scoți de tot jobul de aici. Poți să zici că ai lucrat în Horeca din 2016 până în 2019. Și nu o să se supere nimeni, tocmai pentru că, adică dacă vrea detalii, o să caute probabil și o să aibă probabil un profil mai detaliat în care să vadă informațiile astea, dar eu ca angajator de oameni de HR, să zicem, nu vreau neapărat să văd informațiile de aici și nu mă ajută la nimic. Content writer-ul e mai aproape de HR și ar avea sens să-l păstrez detaliat, dar mă rog, la restul, cum ziceam, nu simt nevoia, eu le-aș scoate sau le-aș comprima. Bun, educație, licenses and certifications, văd că apar și văd că, uite, chiar te interesează domeniul HR. Asta e un lucru foarte bun. Dacă ai cum să le ordonezi, eu le-aș pune pe ăsta primul. La skills and endorsements, resurse umane, Microsoft Office, critical thinking. Ok. Din nou, încearcă să obții niște endorsements de la oamenii care te cunosc. Și pe măsură ce dobândești un job de HR, să nu ratezi nicio ocazie să obții recomandări. Pentru o să te ajute foarte mult pe viitor. Deci pentru un om la început de carieră, dacă cureți puțin informațiile din CV, din profilul de LinkedIn, mi se pare un început bun. Mai departe, Alexandru Burianu. Alexandru este web developer și știam asta fără să citesc nimic, pentru că aici e foarte mult cod pe care îl recunosc. Ok, asta e foarte bine. E și open for work. Zona de sus este, adică eu n-am ce să-i reproșez. Poza e foarte bună. Dacă voi în chat vedeți ceva, dați-mi de știre, dar mi se pare foarte ok. Apoi, la highlights. Înainte de highlights, lipsește featured sau sub, nu știu cum e organizat în mod uzual. Featured-ul ăla e absolut esențial. Pentru că dacă ai făcut vreun proiect cu care poți să te mândrești, măcar unul, dacă nu chiar trei, eu aș pune trei proiecte cu care te mândrești, pe lângă a le face publice pe Git, dacă e cazul, dacă ai voie, eu l-aș pune efectiv link-urile în featured. E un mini portofoliu, dacă vrei. Mai departe. La experience, detaliile sunt mai mult decât satisfăcătoare. Adică eu, angajând chiar recent, zilele trecute, oameni pe postul de web developer, Vlad, poți să-l lași chiar aici în chat, dacă ai cum. Așa, revenind. Da, uite, doar web developer la about. I won't hold it against him. Pentru că e, mă rog, cel puțin pentru un om la început de drum e suficient. Da, ok. Poate că ar mai merge aici scris ce tehnologii ți se pare ție că sunt aturile tale. Nu știu. Dacă deducem de aici, vanilla, JavaScript, HTML5, CSS3 și Bootstrap. Web developer, paranteză, passionate in, sau în fine, proficient in, astea de aici. Și e o idee foarte bună să le pui aici, tocmai pentru că
În momentul în care cineva dă search după HTML5 developer, poate nu dă search după web developer, dar dacă dă search după HTML5 developer, șansele ca tu să apari în search-ul ăla cresc în momentul în care pui tehnologiile cele mai folosite și aici sus. Hai să facem un experiment. Uite, ai exemplu aici. Junior front-end developer, HTML5, CSS3, JavaScript, React.js. Dacă sunt mai proficient în a folosi search-ul de browser și caut doar HTML5, faptul că e în descriere ajută mult. Bun. Mersi mult de ajutor. În repararea problemelor ăstora. Bun. Deci, ai început cu un internship la Active Design, te-ai dus la Computeris și după aia la Diversoft, foarte ok. La Skills văd că ai niște endorsements, țin-o tot așa. Și cam atât. Lipsesc recomandările, dar, din nou, pentru cineva la început de carieră nu e o problemă foarte mare. Adică ăsta e genul de profil care mi se pare ok, într-adevăr, cu mențiunea că aici ar merita niște cuvinte cheie relevante trecute pentru creșterea șanselor de a te lua cineva în seamă. Bun. Alexandru Johnny Șerban. Urmează. Front-end developer debutant și UI design enthusiast. Asta îmi spune ce am nevoie să știu despre punctul în care ești acum tu în carieră. Faptul că abia ai început să faci front-end și că îți place UI design. E o combinație foarte bună. Am și eu background similar. Eu am început tot cu front-end și după aia mi-am dat seama că dacă vreau să controlez experiența utilizatorilor, am nevoie să învăț și design. Am învățat și design. Și după aia mi-am dat seama că dacă știu să controlez experiența utilizatorilor și să o fac eu de la zero, să facă ce vreau eu să facă, îmi lipsește și ce urmează, și anume zona de marketing, de monetizare a designului și a front-end-ului pe care tocmai l-am făcut. Și am învățat și marketing. Deci, I know where you're coming from. E genul de background cunoscut. Poza asta mi se pare, din nou, o oportunitate ratată. Ar trebui să fie ceva reprezentativ pentru tine, personal, sau pentru jobul pe care îl țintești. Nu să fie ceva așa generic. Poza de profil e ok. Din nou, nu văd... văd featured și văd că ai resume și diplome. Da, e o abordare interesantă, dar e o abordare interesantă pentru oameni care n-au proiecte. Credeți-mă pe cuvânt, în IT, proiectele contează de 100 de ori mai mult decât orice diplom, aproape orice diplom. Hai să nu zicem orice diplom, că dacă ai diplomă de master de la MIT, s-ar putea să conteze, dar... Mern e-commerce, eu n-am auzit de ăștia, îmi pare rău. Văd că sunt de pe Udemy oricum. Sunt ok, faptul că ai făcut cursurile astea și că le-ai terminat și că ai o dovadă, e foarte ok și e bine să le lași aici în lipsa proiectelor. În momentul în care încep să ai proiecte, eu aș scoate toate certificările astea, le-aș lăsa jos ca mențiuni în zona de accomplishments, pe care tu văd că nu ai, da? Aici, le-aș pune aici pe toate. Și aici aș lăsa doar profilul de GitHub, fair enough. Resume-ul, poate, dar neapărat prima sau primele X, primele 3, să zicem, să fie proiect. Bun. Și văd că ai ceva proiecte, probabil sunt toate tutoriale sau lucruri pe care le-ai făcut
și care nu crezi că merită scoase în evidență, dar deploiază-le undeva, pune-le link-ul pe profilul de LinkedIn și o să vezi că îți cresc șansele să te bage un angajator în seamă și să-ți ofere un job. Mi se pare că dacă nu faci asta, ratezi o șansă majoră. Tocmai pentru că ai ceva proiecte, chiar dacă nu sunt cele mai complexe sau, mă rog, fantastice în orice fel. Însă, și mai mult, dacă ai proiecte care nu sunt doar tutoriale și n-am văzut eu, scoate-le în evidență și mai mult. Pune-le și o poză relevantă, un soi de screenshot din proiectul respectiv, similar cum apare poza de certificat aici. Ok, activitate văd că ai 500 plus conexiuni, e foarte bine. Din nou, ai grijă să fie relevante conexiunile alea, adică nu adăuga oameni doar așa de dragul de a-i avea acolo. La experiență ai legal advisor și graphic designer. Graphic designer se leagă direct sau indirect de jobul pe care îl țintești la partea de UI. Legal advisor nu, e ok să n-ai detalii la el, nu e nicio problemă, dar eu aici mi se pare că lipsește un pic de informație. Chiar dacă nu ai un portofoliu foarte larg cu care să te mândrești în primul tău job de graphic designer, măcar explică contextul în care ai ajuns în jobul ăsta și ce ai reușit să faci sau unde ai reușit să ajungi. Mi se pare că ajută. Ok. Skill-urile sunt spot on. Sunt exact ce trebuie. Văd că ai început să dobândești și niște endorsements. Ai o recomandare, ceea ce cu 100% mai bine decât 0. Și e foarte bine. Chiar e un lucru bun. Contează mult faptul că e o recomandare făcută de cineva cu care a avut o relație de muncă direct. În general, recomandările lăsate indirect sunt ignorate de recrutori, că na, toată lumea poate să obțină recomandări de la diversi fără să vorbească foarte mult recomandările alea despre skill-urile lor și abilitatea de a se integra într-o echipă. Bun. Ok. Cred că e un profil bun și cred că ai puține lucruri de schimbat, dar dacă le schimbi o să-ți crești și mai mult șansele. Hai să mergem la Andrei Nistor Marian, care are o poză de profil, mă rog, e încadrat ok, nu prea zâmbești în ea, e un pic, cred că merge un pic mai relaxată, dacă vrei să o refaci, dacă nu, nu e nicio problemă, eu nu văd o problemă majoră. Imaginea asta de background e ok și zici că aspiri să fii web developer, ceea ce e o aspirație excelentă, te susțin. Bun, la highlights văd că, mă rog, ești într-un grup în care sunt și eu, la about, excelent, uite, un about scris sau ordonat coerent. Da, felicitări, e un about, la genul ăsta de about mă referam. Să fie ușor de scanat, să spună niște lucruri despre tine, să explice de unde ai pornit și cum ai ajuns în locul în care ești, care e obiectivul, e perfect. Bun, portofoliu de GitHub e... Ăsta nu e portofoliu, cumva ăsta e portofoliu de GitHub și ăsta e unul din proiecte care se numește portfolio. Vezi tu, problema unui recrutor e timpul. Eu n-am timp să downloadez acest proiect, să-l deployez într-un server care are PHP, să-l rulez și să văd ce conține. Dacă găsești un host free
sau super, super ieftin, deployează proiectul undeva pentru că merită. Adică faci o impresie mult mai bună decât dacă doar ai link-ul către GitHub. Poate e pe undeva și nu-l văd eu, dar dacă nu e, asta te sfătuiesc. Întrebare în chat. Contează mult diploma de bug pentru a te angaja în IT pe partea de web dev front-end? Deloc. Răspunsul simplu e deloc. Răspunsul complex e dacă ai proiecte și la un interviu tehnic știi să te descurci, nimănui nu-i pasă că ai sau nu diplomă de bac sau că ai sau nu facultate sau că ai sau nu știu ce studii. Singurele potențiale probleme ar putea să apară în momentul în care faci angajarea propriu-zisă la încadrarea ta în cartea de muncă. Acolo e o problemă pe care, sincer, n-am avut-o foarte des, deci nu știu să spun foarte multe detalii despre asta, dar știu că se poate face o încadrare aproximativă similară cu job, cu viitorul tău job real, dar care nu o să se pupe unul la unul cu ce vrei tu să faci, cu ce vei face de fapt la jobul respectiv. Sincer, nu, you don't have to worry about it. Deci bac-ul nu contează atât timp cât ai proiecte și skill-uri. Proiectele și skill-urile sunt șansa ta asigurată să te angajezi în IT în general, nu doar în front-end. Am avut colegi care fie aveau skill-uri complet irelevante sau terminaseră facultăți complet nelegate de subiect și se descurcau foarte bine în job. Chiar excelau. Bun. Hai să vedem mai departe. Web Development Mentor și Program, programarea de la zero, Fisher Feedback Cursant. Ok, asta bănuiesc că este lăsată de omul care te-a trinuit. Da. Bun. Să zicem că e un social proof acceptabil și văd că ai și recomandare de la el. Dacă am ochit bine. Da. Foarte bine. Omul s-a ocupat. E excelent. Te-a trinuit și ți-a dat și endorsement. E un lucru bun. Numai că endorsementul ăsta, adică recomandarea asta, valorează un pic mai puțin decât o recomandare la un job real. Și faptul că ești la început de drum face ca întreg contextul ăsta să fie ok pentru tine. Adică nimeni nu se așteaptă să ai recomandare de la un job pe care nu l-ai avut niciodată. Dar pe viitor, concentrează-te să obții recomandări de la oameni cu care chiar ai lucrat, neapărat, cu care au un interes să-ți lase recomandarea. Înțelegi? Adică aici e conflictul de interese, dacă vrei. Și din nou, da, ai doar 7 conexiuni. Nu știu ce să zic. Mi se pare că ești la început nu doar cu cariera ta, viitoarea ta carieră de web developer, ci și cu LinkedIn-ul. Și singurul meu sfat în momentul ăsta e să perseverezi, să cauți conținut relevant pentru tine în LinkedIn, fiindcă există, să-ți garantez, să interacționezi cu oamenii care creează conținutul ăla și să în felul ăsta să te poziționezi mai bine. Hai să ne mai uităm puțin în chat. Îți trebuie un portofoliu pentru QA? Nu îți trebuie un portofoliu pentru QA. Îți trebuie însă măcar, hai să nu zic să fii auzit de, că sună dubios, dar să te intereseze să faci sau chiar să fi făcut deja un curs de, îmi scap acum, ISTQB, cred că îi spune. S-ar putea să fie învechit, dar ISTQB știu că era un standard foarte bun pentru quality assurance, pentru testare. Și dacă îi dai un Google, o să găsești mai multe detalii despre asta. Mi se pare că e plătit, deci nu cred că e gratis. Dar măcar fără de un manual de ISTQB, de certificare, și răsfăiește-l un pic și trece-l în LinkedIn și în CV.
fiindcă asta dovedește faptul că chiar te interesează domeniul, ISTQB-ul e una din puținele certificări, sau în fine. În general, sunt foarte puține certificări cu valoare absolută majoră în procesul de angajare în IT, fiindcă, cum ziceam, contează mult proiectele și experiența propriu-zis și mai puțin cursurile și așa mai departe. Dar ISTQB-ul e, știu că era o referință, deci merită explorat. Și da, dacă ai facultate în IT, impozitul pe venit, nu știu dacă te scutește sau te scutește, adică nu știu dacă te scutește 50% sau doar de 100%, dar știu că da, e o scutire acolo. Sunt niște mesaje, nu înțeleg de ce, folosesc o aplicație care îi zice Streamlabs și văd că le șterge, dar acum am observat, îmi cer scuze. Nu știu cum să le afișez. Mă rog, eu le văd. Pot să răspund oricum. Ce cursuri să fac sau cum să încep, dacă ne pot spune, la cei care vor să înceapă în domeniul ăsta de web development? Păi, glad you asked. Eu am, pentru web development, sunt foarte bine pregătit, pentru că am un document care vă dă pas cu pas absolut tot ce aveți nevoie să știți ca să vă dezvoltați skill-urile de web development. Vă las link-ul aici. E un Google Doc și majoritatea resurselor de aici sunt gratuite. So, have fun with it. Și dacă vă blocați pe undeva, scrieți-mi. Imediat să scrollez și puțin mai sus, să vedem ce alte mesaje au mai lăsat oamenii. Deci contează mult diploma de bac pentru a te angaja în parte de web front-end? Nu, am zis. Ok. Cred că trebuie să configurez Streamlabs-ul ăsta să nu mai taie comentarii care sunt legit. Îmi cer scuze pentru asta. Așa. Revenind. Mai avem câteva. Și după aia putem să trecem la freestyle, dacă vreți. Adică la întrebări libere sau la profile trimise la liber. Ionela la Nicolae. Relationship Manager at Vista Bank Romania. Bun. N-ai poză mare de cover și ar trebui să ai. Relationship Manager, asta înseamnă că e relație cu clienți, îmi imaginez, sau că e relație cu furnizori, sau nu. Emil, cred că poți să pui direct link. Încearcă. Dacă nu reușești, scrie-mi și sau pune un spațiu între HTTP și două puncte. Și o să iau eu link-ul și o să-l pastuiesc aici. Ar trebui să merg. Ca să nu ți-l detecteze ca fiind link. Sau între www și restul. Așa. Deci, Ionela Nicolae, eu nu, adică, mă rog, nu e domeniul meu, dar ok, ești relationship manager, intuiesc cumva care e profilul propriu-zis. Activitate zero, experiență foarte, foarte slab detaliată. Ia să vedem ce mai avem aici. Educație măcar apare, ceea ce e ok. La skill-uri, da, să zicem. Adică, din nou, nu știu domeniul foarte bine, dar îmi imaginez că comunici cu oameni și faptul că ai atenție la detalii te ajută. Și skill-uri analitice și customer satisfaction. Eu aș pune communication în loc de attention to detail, pentru că skill-ul de comunicare cred că e mai important decât orice altceva în contextul tău. Și nu numai în contextul tău. Și în rest mi se pare cam sec. Adică nu ai suficiente informații despre ce te pasionează pe tine, în primul rând, la zona de about. Lipsește zona de about, în principiu. Adică summary-ul, sumarul tău ca și profesionist. Și lipsește informația din experiența de până acum.
plus că nu pot să intuiesc ce-ți dorești tu de fapt pe viitor din profilul tău. Adică din ce văd aici, ești perfect happy să fii în continuare relationship manager, poate nu la Vista Bank, poate la altă bancă. Nu mi-e clar dacă îți dorești să păstrezi industria, să o schimbi, să, nu știu, îți crești experiența într-un fel sau altul, să faci un curs relevant, să-ți schimbi domeniul de activitate. Nu-mi dau seama din profilul ăsta, mi se pare că are nevoie de un pic de muncă. Și dacă te uiți la ce am zis până acum în live-ul ăsta, live care, apropo, va rămâne pe canal, adică nu-l scot, vă puteți uita oricând la el ulterior. Dacă te uiți, deci, în informațiile pe care le-am dat până acum, o să intuiești cam ce ți-aș putea sugera în completarea profilului tău de până acum. Așa. Vlad Ghioc, eu am pus link complet și a mers. Vlad, eu nu-ți văd link-ul în chat, dacă ai pus link aici. Eventual mai pune o dată, te rog, și să scoate HTTP-ul de la început. Așa, domn Cristian, cu multă plăcere. Mi-ar fi plăcut și mie când începeam cariera să aflu informațiile astea, asta e motivul pentru care vi le dau vouă acum. Nu mă aștept la niciun fel de compensație, fac asta for free. Nu, cum să zic, n-am link de donații. Dacă vreți voi neapărat vă fac unul, dar oricum, orice donație pe care o primesc, cred că o să o donez și eu la rândul meu. Adică, mulțumesc mult, dar mă gândesc la asta. Așa, Marius, mulțumesc mult pentru observație. Deci există un curs de, uite, corect, există un curs de From Zero to Hero in Python, Udemy. Bun, păi asta înseamnă că există un interes pentru zona asta. Și dacă există un interes, trebuie să deduc asta din profilul curent. Dacă ăsta ascuns aici este singurul aspect care îți trădează interesul pentru a învăța programare, you need to do better. Și cred că știi deja cum. Mai departe. Alina Mocanu. Creativity. Foarte tare. Uite, mersi Marius din nou. Revenim un pic. Aici n-apare localitatea, într-adevăr. Nici aici. A, uite, aici apare București. Da, aș putea să deduc faptul că e din București, într-adevăr. Dar e bine să apară și aici, dacă... Cum să zic, sunt multe joburi acum care permit munca remote, nu mai atât de relevantă locația, dar e foarte util în momentul în care cineva caută oameni pentru un anumit job, fiindcă la un moment dat se presupune că se va reveni la munca la birou, cel puțin parțial, și de asta e bine să existe și locația în profil. Așa, revenind, îmi cer scuze. Alina este Creative French Trainer și pune accent pe creativitate, ceea ce e foarte tare. Îmi place, mă rog, începutul. Aici, faptul că mai ai niște caractere extra și pe care tu nu le-ai folosit, din nou, e o oportunitate ratată. Aș mai pune ceva aici, ceva relevant. Hai să vedem ce. Ok. Ce ziceam? Am scanat în diagonală unele din profil, de fapt majoritatea profilurilor voastre, și când mi-am notat întrebarea despre emojis, la asta mă refeream, că ăsta mi se pare un pic prea mult. Mi se pare că e greu să urmăresc textul de la câte emojis sunt, ceea ce nu vrei niciodată să se întâmple cu cineva care vrea să-și citească textul ăsta. Eu chiar vreau să-l citesc. Și mă blochez în simbolurile astea, simboluri care mie îmi plac foarte mult, adică mi se pare că adaugă mult ca și creativitate, numai că e cam aglomerată zona asta. Știi ce aș face în locul tău? Aș lăsa o zonă de 1-2 paragrafe fără emojis, în care descriu contextul în care mă aflu acum
adică fix paragraful ăsta. Și ăsta. Sau, mă rog, parțial ăsta. Și aș pune cu liniuță de la capăt, numai că în loc de niște lucruri relevante, numai că în loc de liniuță aș folosi emojis. Și aș scrie, nu știu, language lessons meant to facilitate a targeted personalized approach. Asta este un emoji și o liniuță de la capăt. Un alt emoji este using a variety of interactive materials during my trainings. Asta e un alt emoji de la capăt. Hai să-ți arăt exact la ce mă refer, ca să nu fie discuții. Da? Ia să-i dau un editez HTML. Bun. Un exemplu foarte simplu, de altfel. Care sper să meargă. Nu știu dacă vedeți ce fac eu aici, dar încerc să mă joc cu zona de HTML a paginii ca să ilustrez conceptul. O să las doar două exemple și pe restul le tai. Văd că nu... ba da. A vrut, dar am uitat eu să scot niște emojis de aici. Și mai așa asta. Așa mi se pare mai ușor de scanat. Deci asta mi se pare o variantă mai ok. Dacă merge așa de sus până jos numai cu emojis și să ai maxim 7, 8, 10, cred că e suficient. Altfel e foarte, foarte greu. Ok, văd că a trebuit să-i dau show la linkuri. Acum mă uit în chat. Așa. Ok. Vlad, o să mă uit la final pe profilul tău. Mersi că mi l-ai trimis. Așa. Ai putea să faci un live sau un tutorial în care să ne arăți cum se face un site? Ne-ar prinde bine, mulțumesc frumos. Să știi că da, am mai multe idei apropo de asta. O să fac odată un mega film de niște ore, probabil o să dureze, în care iau ideea creării unui site de la început, de la naming până la crearea, nu știu, cumpărarea domeniului sau crearea numelui în primul rând și identificarea celui mai bun nume, după aia cumpărarea domeniului, crearea site-ului propriu-zis, uploadarea site-ului pe hosting, într-un hosting oarecare și conectarea hostingului la domeniul respectiv, practic lansarea site-ului, dacă vrei. Ăsta o să fie un film lung pe care îl programez cândva la vară. E foarte greu de făcut, cel puțin din skill-urile mele de până acum, dar o să mi le îmbunătățesc, nu vă faceți griji, și o să facem ceva mișto pe tema asta. Asta pe de-o parte și mai am câteva alte idei. Încă nu mi-am formulat foarte clar cum le abordez pe fiecare, dar probabil că o să le iau bucată cu bucată și o să încerc să... Probabil fiecare skill în parte de genul HTML-ului sau CSS-ului să le prezint separat, măcar așa tangențial. Dacă nu fac chiar un curs pe bune cu N ore în care trec prin absolut tot, ceea ce îmi doresc, dar nu știu când o să pot să fac asta. Deci da, e în plan. Îmi cer scuze pentru bot. N-aș vrea să stau acum să-l dezactivez, că nu știu exact de unde. Probabil datorită faptului că... Adică nu știu de ce le șterge, dar eu le văd. Data viitoare nu se mai întâmplă, promit. Dezactivez toți boții și... Așa, se vede destul de mic partea unde te jucai. Da. Bun,
O să închid asta și o să revenim la CV. Cred că vrei să zici the future, dar da. Da, exact. Asta cred că se întâmplă. Mersi, Daniel. O să-l repar. O să-l scot de tot, de fapt, data viitoare, ca să nu se mai, să nu mai avem probleme. Mulțumesc că răbdați. Apreciez. Așa. Din nou, emojis everywhere. Nu e ok. E foarte greu de citit. Îmi pare rău. Nu, adică îmi plac mult emojis, dar mi se pare prea, prea mult în contextul ăsta. Bun. Din nou, ești creative French teacher. Se vede că ești creative din felul cum ai ales emojiurile astea, dar please don't do that again. Așa. Uite, aici arată bine, pentru că sunt puține. E densitate foarte mică. Și arată bine, chiar sunt ok. Numai că s-ar putea să ai probleme în a... Adică s-ar putea să induci în eroare LinkedIn-ul, pentru că, uite, aici să zicem că se transformă Universitatea din București într-un link valid. Da? Dar aici nu. Și cred că ar trebui. Sau, mă rog, poate oamenii ăștia n-au... Da, văd că n-au pagină de LinkedIn. Never mind. E ok. Dacă le pui la final, văd că e ok. Bun. În rest, licenses and certifications, văd că e în regulă și văd că ai multe, pentru care te felicit. În domeniul ăsta nu prea ai cum fără. Experiență de voluntar. Recomandări. E cam seacă recomandarea asta. Poate o rogi să mai completeze un pic, să dea un pic de context și de flavor. Da, exact. Ăla e unul din cuvintele blocate. Uite, dacă tot mi-ați atras atenția, o să încerc acum să fac ceva în privința asta. Dați-mi 20 de secunde. Stream. Da, nu cred că de aici. Ia să vedem. În site-ul Streamlabs. Ar trebui să fie. Nu știu cum să dau botul pe român, asta e problema mea în momentul ăsta. Dar aș putea să încerc să-l scot de tot. Bam. Ia, mai încercați o dată. Teoretic am dezactivat botul. Așa, revenind. VS Code e foarte bun. Eu folosesc și VS Code și folosesc și PHP Storm. Dar PHP Storm folosesc din motive legacy. Nu neapărat pentru că e mai bun decât VS Code. Da, hai că văd că vă jucați cu botul. Și văd că pe Fortnite nu l-a blocat și pe Vlad l-a blocat. Nu-mi dau seama de ce. Anyway, profilul Alinei mi se pare ok. Mi se pare că sunt prea multe emoji și asta e singura problemă majoră. În rest, structura e ok. Poate aș scoate în evidență din nou cu un highlight aici, cu un proiect practic. Aș scoate în evidență un proiect relevant. Dacă există un link pe undeva, un articol pe undeva, orice ar putea să trimită omul în afara LinkedIn-ului să valideze, practic, munca ta. Cred că asta ar trebui să faci, Alina. În rest, adică nivelul de detalii și informațiile mi se par foarte ok. Ia uite câte cursuri ai. Bravo. Din nou.
lucrezi într-o industrie, practic, unde cursurile sunt esența. Și dacă nu le ai, e greu să fii luat în serios. Așa, mai departe. Mai avem profiluri. Pardon, fac greșeala asta. Bogdan Drăgușin este industrial and mobility designer interested in disruptive innovation. Cred că și poza e ok, cred că și asta din spate, cover-ul e ok. Ai 145 de conexiuni, ceea ce e puțin, dar cu siguranță mai e loc de crescut. În principiu, zona asta de început mi se pare în regulă. Nu prea înțeleg ce înseamnă disruptive innovation, în schimb. E un buzzword mișto, dar s-ar putea să te ajute să explici un pic. Poate nu aici, poate mai jos. Hai să ne uităm mai jos. Graduate of Coventry University with an MA in Automotive Design. On my way to reach Ikigai. Ok. Interesant. E cam puțin. Eu aș mai scrie aici un pic. În special contextul pe care ți-l dorești să-l atingi. Ai dat niște detalii, dar aș mai plusa un pic. Bun, Transportation Design Portfolio. Ai un issue complet, văd. Un PDF, practic. Ceea ce e foarte mișto. Uite, dacă aș angaja în domeniu, așa ceva cred că este aur curat. Și la așa ceva mă refeream, apropo și de restul oamenilor de până acum. Un portofoliu demonstrează faptul că tu, ca profesionist, ai ceva demonstrabil, practic. Ceva pe care poți să-l arăți altcuiva și să zici, uite, bă, eu am făcut asta. Și asta e foarte, foarte important. Bun. Uite, ai și Instagram. Foarte tare. Ok. E, mă rog, cam minimalist pentru gustul meu, dar e foarte bine că există. E, înseamnă că, adică, te sfătuiesc să te ții de treabă. Poziționarea ta în industria asta mi se pare promițătoare. Din câte țin minte, în mail mi-ai scris că ești interesat de product design și digital art. Dar, ok, product design nu reiese de aici, clar. Digital art-ul mai puțin. Poate ar trebui să pui și chestia asta, să o scoți în evidență într-un fel. Activity există. La experiență ai fost un pic cam... Ok, stai un pic, aici e o problemă. Experiența în contextul ăsta s-ar putea să fie un pic discutabilă, pentru că tu nu ai de fapt experiență în muncă dacă a fost un proiect din cadrul facultății. Probabil ai lucrat pentru un client real și probabil că acel client real a cumpărat munca pe care voi ați făcut-o, sau poate nu, poate n-a fost deloc implicat și a fost doar un exercițiu de concept. Însă, eu aș avea un pic de grijă, pentru că lunile astea nu știu dacă se pun la experiență reală decât dacă există un vetting de la client. Dacă un client a dat ok-ul pe proiectele astea, jobul tău și experiența ta din contextul ăsta n-a fost de fapt advanced design, interior design, pardon, am dat click pe ele. Deci n-a fost advanced design, interior designer, designer, a fost product designer sau în fine, un rol comun pentru toate trei și astea au fost proiecte. Deci sunt prost clasificate. Eu nu le-aș păstra așa aici. Eu aș pune un singur rol în cadrul Coventry University și ca proiecte
Aș da link-uri către fiecare în parte, către astea trei. Așa, revenim puțin la chat. Pe partea de system și network admin, certificările, da, sunt importante. E clar că poți să demonstrezi la un interviu tehnic și faptul că ai skill-uri fără să ai certificări, dar certificările grăbesc un pic procesul. Adică ajută angajatorul să treacă peste niște pași în momentul în care vrea să te angajezi. Apropo de filmmaking, reclame la anumite alimente și automobile, singurul meu sfat e să faci câteva din propriul buget și din propriul timp și să testezi piața. Alegeți niște clienți mișto, care ție ți se par mișto și care știi din piață că sunt ușor de vorbit cu ei, cum e, nu știu, Red Bull sau cum e, I don't know, nu știu ce exemplu să-ți dau, BT. Fă ceva pentru ei și piciuiește-le proiectul. Și după aia probabil că o să te bagi în seama pentru altceva. Dar e greu. Adică cold calling-ul și proiectele de genul ăsta de obicei iau timp și nu ies de fiecare dată. E un gamble. Așa. Cinstea cu bere o accept după ce trece pandemia și poate și înainte. Mai vedem. Așa. Deci, eu aș grupa astea în ceva mai coerent, în ideea că tu ca poziție n-ai avut o poziție în cadrul fiecărui astfel de angajator, adică n-ai lucrat la Jaguar, ai lucrat pentru Jaguar. E o diferență. Și eu aș vrea să văd Jaguar ca fiind un proiect din cadrul unui job pe care l-ai avut la Coventry University sau unei posturi, cum să zic, unei working posture în cadrul Coventry University, unui tenure, dacă vrei. Ok. Educație, skills and endorsements, nu prea endorsements, din nou aceeași poveste, ar trebui să obții câteva și nu ai recomandări. E un început bun de profil de LinkedIn, cu un pic de atenție, cred că poți să obții ce-ți dorești. Ajută mult asta. Asta e clar. Deci, portofoliul aici e nota 20. Mai departe, mai avem 3. Și după aia vedem dacă mai aveți întrebări în plus. Mario. Mario este un prieten de-al meu care mi-a trimis mail în ideea că ar vrea să-și evalueze și el profilul. Nu știu dacă ești pe chat, Mario, dar chiar dacă nu ești, te salut și pot să spun următoarele lucruri. Adică poza asta nu are foarte mare legătură cu poziția ta actuală sau cu, mă rog, tagline-ul ăsta. Din Raw Filmmakers eu îmi dau seama că te ocupi de Digital Content Manager sau, mă rog, de creare de conținut digital de film, da? Dar nu știu care e legătura între Raw Filmmakers și Recreate Fitness. Deci există o discrepanță aici pe care ai putea să o repari. Mergând un pic mai jos, ai pierdut oportunitatea și tu să-ți adaugi un portofoliu aici. Știu că am mai discutat despre asta, dar e util să ai un portofoliu, mă rog, cred că poți să folosești dacă nu ai răbdarea sau timpul să pui pe un site personal toate astea, ceea ce eu recomand 100%. Site-ul personal adică portofoliul pe site-ul personal îți dă nu doar o autoritate mai bună în fața unui potențial angajator, ci și beneficii de SEO, beneficii de, mă rog, să-ți creezi o audiență pe site, pe termen mediu și lung. Deci site-ul ar fi ideal. Dacă nu ai timp de site, bagă un Behance, bagă un cont de Dribbble, bagă ceva unde poți să-ți faci un portofoliu vizual și trântește-l aici cu link.
pentru că ajută mult pentru un potențial viitor angajator. Așa, mă bucur că ești. La About, experimenting all the latest trends, nu știu ce. Da, aici, mă rog, sunt niște detalii și cred că e suficient detaliu încât să fie ok. Poate că aș mai introduce chestii mai concrete, că văd că ești cam general. Adică latest trends and algorithm changes e un aspect foarte important pentru social media, dar nu mi-e clar dacă contează pentru tine mai mult social media sau crearea de conținut în general. Crearea de conținut în contextul social media, adică trebuie să clarifici un pic chestia asta. Bun. Activitate pentru cineva interesat în social media, dragă Mario, nu prea ai activitate pe LinkedIn. Și e păcat, fiindcă, așa cum cred că știi că zice Gary Vee, TikTok și LinkedIn sunt principalele platforme pe care trebuie să fie acum. Domn Cristian, da, e ok 5-8400 pentru VS Code, pentru proiecte mari. VS Code în general nu folosește foarte multe resurse și în general ideile nu folosesc foarte multe resurse, cu excepția momentelor în care îți instalezi plugin-uri care rulează site-ul live sau updatează site-ul pe măsură ce îl scrii. La alea trebuie să ai grijă cu consumul de resurse. Alternativa e să nu ai plugin-urile alea, adică să nu dea auto-refresh, spre exemplu, când salvezi ceva într-un proiect și să dai tu refresh manual. E un downside la capitolul ergonomie, dar e un upside major la capitolul performanță, o să vezi. Deci eu, adică nu trebuie cine știe ce procesor pentru asta. Și da, e un procesor ok, e decent pentru programare în general. Așa, o să vorbim by the way de hardware la un într-un viitor film pe care cred că o să-l pun chiar săptămâna viitoare despre hardughia asta pe care mi-am construit-o singur în decembrie. Și despre care trebuia să pun filmul atunci, dar n-am apucat. Urmează un video în care să intru puțin în hardware, dar nu este scopul videoului de azi. Așa că, continuând de evaluarea profilului lui Mario, experiența e ok. Din nou, aș pune niște detalii dacă consideri că sunt relevante. Adică ce faci exact, cum i-ai ajutat exact, cifre Mario, cifre. Lucruri care să ajute un potențial angajator să zică, băi, uite mă ce a făcut omul ăsta pentru compania asta. E clar că dacă îl angajăm și noi, are șansele să facă la fel și pentru noi. Da, o să vorbesc de RTX 3080, un pic, doar un pic. Pentru că nu prea am apucat să mă joc așa mult de când l-am. Așa. În rest, aici, uite, aici ai cuprins nivelul de informații pe care mă așteptam să-l văd și văd că ai și un mic portofoliu. Un microportofoliu. Sunt poze native de LinkedIn, n-am un link extern. Mai bine decât nimic, cu siguranță. Da, din nou, eu l-aș pune undeva extern. Ok, content creator, trainer, e deja 10 și 13, nu știu cât o să mai dureze, mai sunt două profile și după aia mai pot să mai stau la tăclale cu voi un pic. Hai să-l trecem în revistă pe Mario încă un minut. Deci education, licenses, volunteer experience, skills and endorsements, uite, endorsements. Dar la ce te ajută să ai endorsement pe Microsoft Excel dacă tu vrei să fii digital content manager? Eu l-aș pune pe ăsta mai jos, că nu te interesează atât de tare, la fel și Office. Public speaking, să zicem că e mai relevant, dar pune-le primele pe alea care te interesează cel mai tare. Social media, motion graphics, chestii de-astea. Premiere Pro, After Effects. Așa. Și da, asta cu cifrele și ce am... Da, e valabil și pentru profilul anterior, într-adevăr. Cifrele ajută mult să demonstrezi valoarea. Bun. Mai departe.
Raul Șipoș. Aceeași observație cu prenume înainte de, adică după nume, eu l-aș pune invers. Think outside the box îmi dă niște informații despre atitudinea ta, dar nu și despre ce faci, propriu zis. Deci, să zicem că e ok pentru început, pentru că dai aici suficiente detalii încât să aibă sens. Industrial Robotics, Automation, Computer-Aided Design, Electronics, Programming, 3D Printing. Foarte bine. Doar că, na, eu aș gândi puțin zona asta de poză și aș pune ceva mai contextual relevant pentru tine. Că s-ar putea să atragi mai multă atenția decât doar cu ceva generic și aspirațional, așa, cu think outside the box. Ar putea fi foarte meta și foarte tare dacă ai scrie think outside the box pe o poză în care chiar apare o cutie în care e ceva făcut de tine. Cât de tare ar fi. Așa. Bun. Proiecte. N-apar proiectele aici la featured, din păcate. Da, mai robotic. Exact. Dacă asta te interesează în mod deosebit, go for it. La activitate văd că există experiență. Ok. Ce legătură are, adică nu ce legătură are, cum ai putea tu să regândești ultimul tău rol de administrator la printar 3D Satu Mare și Cluj-Napoca în contextul Industrial Robotics, Automation, Computer-Aided Design și așa mai departe? Adică descrierea asta de sus e foarte tare și te face foarte dezirabil, dar faptul că ești administrator e cam sec, înțelegi? Nu știu dacă mă exprim coerent. Și, mă rog, pui doar un link către un profil de Facebook, I guess, uite, 3D for Passion. Bun. În care faci, într-adevăr, 3D printing, din câte văd. Ceea ce, lucru pentru care te felicit. Numai că dacă sunt lucruri făcute de tine pe pagina asta, trântește top 3 cele mai mișto și aici, în Featured. Și dă niște detalii despre rolul tău de administrator la compania asta și spune cât de mișto e jobul tău, basically, de acum. Și câte lucruri ai făcut și cum i-ai ajutat, dacă nu e compania ta, dacă e compania ta, felicitări. Adică pune-te în contextul cuiva care îți citește profilul și vrea să înțeleagă ce faci tu ca administrator la printări 3 de Satu Mare și Cluj-Napoca. Și de ce ar putea să te angajeze la printer 3D București, da? Ce aduci tu în plus? Ce rezultate ai obținut și așa mai departe? Chestii de asta. Process Technician, Automation Engineer, Chef, ok. Și Waiter. Bun, toată lumea trebuie să înceapă de undeva. E foarte bine că joburile astea există ca să umple golurile. Văd că ai făcut work and travel. Nu știu ce înseamnă W&S, dar sper că nu înseamnă work and slave. Fiindcă știu cum e la work, adică intuiesc cum e la work and travel. Am avut niște oameni care au plecat și care n-au apucat să iasă din rutina job dormit decât o zi sau două din toată călătoria lor în America. Anyway. Education. Ok, uite, ai proiecte. De ce nu le scoți în evidență? Eu, ca să intru pe linkul ăsta de YouTube, trebuie să îl selectez și să-l deschid în tab nou. Ceea ce... Nu știu dacă e ok. Ia să vedem cu sunet. Da, îmi cer scuze dacă v-am speriat. Uite, e foarte tare. Eu pe ăsta l-aș pune primul pe profil. Așa. Introduction to IoT, da, are sens. Deci profilul tău e foarte coerent. Ai și recomandări. Mi se pare un profil de nota 9.50, ți-am zis, cu excepția faptului că n-ai scos în evidență ce e mai important, și anume proiectele. Ca să se convingă un potențial viitor angajator să îți dea o șansă, fiindcă
Are de ce. Nu e clicabil link-ul pentru că ăsta nu e tratat ca link. Adică LinkedIn nu transformă textul de aici, de la education, în link-uri, decât pe ăsta de aici, care e un link generat automat. De asta ziceam că aici sunt pierdute link-urile astea și ar trebui puse în feature unde chiar sunt link-uri pe care poți să dai click. Bun. Hai să-l vedem și pe Vlad Ghioc, care e ultimul care a trimis link. Cu multă plăcere, Raul. Așa. George Vlăduț Ghioc. Da, e mișto poza, e relevantă, înțeleg din poză ce faci, ceea ce e bine. Freelancer as a software developer, C++, Java, Spring Boot, ok. Ești, practic ai umplut tot spațiul cu tehnologii, ceea ce e o idee bună, pentru că te face mai ușor de găsit, cum ziceam și mai devreme. Ai făcut cu băieții de la Wellcode, văd. Chiar sunt curios cum sunt, pentru că am auzit review-uri nu foarte, hai să zicem, plăcute despre felul cum abordează băieții problema. Poate îmi povestești într-un mail, dacă nu vrei acum. Dar adică profilul e foarte curat din punctul meu de vedere. Partea de sus e foarte clar ce faci. Bun. Și la tine aceeași problemă, lipsesc proiectele. Imediat mă uit și la tine, Emil. Hai să terminăm cu George. Așa, deci lipsesc proiectele. La highlights, mă rog, sunt niște lucruri pe care le avem în comun. La about e foarte ușor de citit asta. Uite, aici spui câte ceva despre ce ai făcut la Wellcode, ceea ce e bine. Bun. Felicitări pentru statusul de vaccinat atunci. Așa. Don't forget Vlăduț IT. Ia să vedem ce aplicație ai făcut aici. Știi, e un missed opportunity și aici. Deci eu numai asta văd pe profilele voastre uneori. Poza asta. E atât de mare și frumoasă și clicabilă și drăguță și cu potențial încât... Ce trebuia tu să faci aici era să pui un Open Graph Image. Ia să vedem dacă ai. Da, văd că n-ai. Deci trebuie să cauți, uite, îți dau un link acum de Open Graph Pegs. Aici și la Facebook Card Validator. Și aici. Mă rog, poate să fie orice validator, nu neapărat astea. Ideea e că toate linkurile astea ar trebui să aibă o poză featured, care să le scoate în evidență. Pentru că aici ar apărea mult mai frumos, dacă ar avea. E foarte bine că ai proiecte aici. Numai că eu l-aș pune înainte de About. Eu le-aș pune prima chestie pe care omul o vede, ca să se prindă din prima exact care e situația și ce poți tu să faci. Văd că ai făcut o replică de Gmail, probabil, luată din tutorialul de Vue de pe ViewMastery, în câte văd. Spune dacă greșesc. Dar, mă rog, e clar că profilul tău e unul... adică potențialul pe care îl văd pe profilul tău e clar. Deci pentru asta nota 10. Activitate cam slăbuț, dar în fine, probabil că LinkedIn-ul nu e neapărat o platformă pe care vrei neapărat să stai foarte mult. La experiență, ok, freelance front-end developer. Și ai pus și link-urile aici, e foarte bine. Graphic designer and engineer automotive. Ok.
E, ți-am zis, e un profil bine închegat. Udacity, Politehnică, voluntariat. Da. Eu cred că ai șanse mari să fii angajabil, dar ți-am zis, lucrurile pe care... Adică, pentru mine e foarte simplu, fiindcă eu lucrez în industrie și îmi dau seama că profilul tău e unul bun. Lucrurile pe care le ratezi, ți le-am zis, sunt minore, dar ajută la prima vedere foarte mult. Adică ajută să scoți în evidență skill-urile tale pentru alții mai ușor, dacă respecti ce ți-am zis mai devreme. Și din nou, poate rogi pe Călin să-ți mai adauge niște cuvinte aici la descrierea recomandării, ca să fie mai substanțială puțin. Bun, cursuri, proiecte, e un profil bun. Felicitări. Ok, acum, ia să vedem pe mail. Are sens să atașăm CV-ul în format PDF, Word, într-o altă limbă, de exemplu română, pe LinkedIn? Dacă nu îți faci pe LinkedIn nativ portofoliu într-o altă limbă, are sens. Dacă ți-l faci, nu știu ce să zic, ar putea să aibă sens doar în contextul în care există niște ATS-uri, niște applicant tracking systems, niște sisteme de management a aplicanților, practic, la niște joburi, care nu citesc foarte bine nici linkurile de LinkedIn, nici CV-urile în format PDF. Deci dacă le uploadezi în format doc, ai șanse ca acei nișa aia mică de angajatori să aprecieze upload-ul tău. Se pot edita, nu știu dacă se pot edita de fapt, dar cred că se pot scoate și pot să cer alta, în cel mai rău caz, recomandările, apropo. Dacă nu se poate edita, oricum trebuie editate de persoana care l-a lăsat. Deci ori rogi persoana aia să încerce să editeze recomandarea și dacă nu poate, poți să o scoți tu și poți să rogi persoana aia să-ți mai dea una mai detaliată. Și da, uite, văd și linkul lui Emil, care este ultimul profil pe seara asta, că deja ne-am întins 2 ore. Emil Țară Lungă. Ce nu se pot scoate? Recomandările? Ba da. Eu așa știu că se pot scoate. Hai să experimentăm. Mergem puțin pe profilul meu, la zona de recomandări și dăm edit. Uite, show și hide. Măcar atât. Adică asta sigur poți să faci. Uite, ai și ask for revision. Fac live-uri dacă mai vreți să fac live-uri și dacă îmi spuneți exact pe ce temă. Cu drag. Oricând. Adică oricând. Weekend-urile. Că în rest e mai complicat. Deci în profilul tău, eu sunt în profilul meu acum la recommendations și am ask for a recommendation și edit. Și la edit pot să dau show și hide și pot să dau ask for revision. Se poate să fie datorită faptului că am eu profil premium. S-ar putea. Trebuie să mă documentez. Nu știu să zic dacă de acolo e sau nu. Așa. Revenind. Mihai, poți să-mi scrii chiar aici profilul? În chat. Bun. O secundă. Emil Țară Lungă, Java, Spring, DevOps, SysAdmin, Security. Bun. Începutul e bun, dar adică faptul că ai pus keyword-urile relevante aici pentru tine e bine, dar ar merge și o trântită și o poză aici sus. Uh,
Vlad, să știi că și eu vreau, adică ideea de comunitate îmi place și mie, asta e unul din motivele pentru care am creat canalul, să pot să ajut oamenii cât mai mult și să creez un soi de loc în care toată lumea să poată să întrebe lucruri și să încercăm cu toții să-i răspundem. Și apropo de asta, nu știu dacă știați, am și canal de Discord pe care l-am creat și pe care momentan nu e nimeni aproape. Vă pun imediat link-ul. Dacă vreți să continuăm acolo discuția. Așa, revenim la review. Pe lângă faptul că lipsesc din nou proiectele care sunt importante pentru un potențial angajator și poate și numărul de conexiuni e cam mic, fiindcă sunt absolut convins că există oameni pe care îi admiri în industrie și pe care ai putea să încerci să-i adaugi din România sau din afară, nu contează, sau măcar să interacționezi cu ei, că văd că nici activitate n-ai. La About e cam puțin. About-ul, am mai zis asta, servește scopului ca un angajator să-și dea seama de personalitatea ta și de ce te motivează. Și a descrie istoricul tău de până acum în termeni personali ajută la treaba asta. Deci eu aș sugera să pui ceva în About. Mă bucur, Vlad. Ideea de a ajuta pe alții e esențială din punctul meu de vedere. Adică asta mă motivează pe mine cel puțin. Așa. La experience, lucrurile sunt destul de bine conturate. Ținând cont de faptul că stai singurul tău job, ar fi și păcat să nu fie așa. Și mă bucur că ai dat suficiente detalii despre ce faci. Educație e ok. La skill-uri, clar, Java trebuie să fie primul, din câte îmi dau seama. Linux și DevOps. Dar e păcat că nu demonstrezi direct din profilul de LinkedIn care e valoarea muncii tale pentru clientul respectiv. Adică, din nou, aici poate ar merge niște cifre. Am, uite, dacă te ocupi de DevOps, poți să zici că am salvat echipei de development 800 de man hours pe care le-au putut folosi pentru development și nu pentru deployment și lucruri conexe. Sau, mă rog, orice ți se pare ție relevant, dar mai important de atât sunt link-uri către lucruri pe care chiar le-ai făcut și pe care cine vrea să-ți evalueze abilitățile se poate uita în momentul în care le vede pe profilul tău. Cam astea au fost. Spuneți-mi voi dacă mai aveți întrebări. Aș putea să mai stau câteva minute dacă vreți să vă mai răspund la altceva. Apropo, nici cu Discord-ul nu sunt, adică e ceva nou pentru mine. L-am mai folosit la un fost job, dar niciodată n-am managuit un canal propriu-zis. Deci dacă aveți sugestii, dacă nu vedeți ceva în regulă, spuneți-mi și încercăm să rezolvăm. Și în rest, am înțeles. NDA-ul, da, este un subiect delicat. Dacă ai NDA, nu prea ai ce să faci. Adică nu ai cum să bagi detalii relevante, cu excepția faptului că poți să te legi de lucruri care nu sunt comerciale. Cum am zis mai devreme, de X man hours pe care tu le-ai salvat într-o companie făcând un lucru care i-a ajutat. E greu să găsești cifrele astea dacă nu știi dinainte că ar trebui să le cauți. Sunt conștient de asta, dar ajută. Adică dacă poți să te gândești la ceva demonstrabil cu cifre, care să nu încalci NDA-ul și lucrurile cu aspect comercial pe care intuiesc că le acoperi NDA-ul respectiv, atunci e bine. Dacă nu există lucrurile astea, adică dacă NDA-ul acoperă absolut toată activitatea ta în compania respectivă, e mai greu.
și nu prea ai cum să dai informațiile astea și în cazul ăsta chiar poți să spui că ai un NDA și că nu poți să divulgi cifre. A lăsat și Răzvan Ilie Bada Armeanu link de la profilul lui de LinkedIn. Da, îmi cer scuze, l-am ratat. Mă uit chiar acum după el. Message retracted, view deleted message. Ah, ok, gata, l-am văzut. My bad. Ia să revenim aici și aici. Da, trebuie să scriu și corect LinkedIn, nu? Bun. Să știi că eu sunt de părere contrară. Cu cât ai mai multă experiență, cu atât te uiți mai ușor după cifre și le simți mai ușor și le înțelegi importanța mai mult. Eu așa cred. Pentru că cu cât ai mai multă experiență, cu atât teoretic ai putea să fii mai aproape de zona de business și de client. Și practic business-ul și clientul generează cele mai juicy cifre pentru un potențial viitor angajator. Adică dacă tu ai avut o activitate într-o companie și le-ai adus 100 de clienți, spune asta. E păcat să nu faci, dacă poți, evident. Pentru că și o a doua companie ar putea să-și dorească 100 de clienți sau 1000 sau 10.000 și așa mai departe. Mulțumesc mult pentru apreciere. Hai să-l bifăm și pe Răzvan. Răzvan, același comentariu ca și până acum. E interesant că tu dai o poză de profil în care tu erai speaker. E interesant pentru că te poziționezi, adică te marketezi într-un fel relevant pentru ce vrei tu să faci. Doar că eu în loc de poza de speaker de aici, eu aș pune-o în spate, adică în cover photo. Iar în poza asta aș pune ceva mai close-up și, mă rog, în care să ți se vadă mai clar fața. Nu e foarte relevantă fața, e foarte relevantă atitudinea ta. Și din poza asta se deduce atitudinea, dar e mai greu de observat, de asta zicem. Și ideea de speaker, adică de a fi speaker, cred că se potrivește perfect pentru zona de cover. Chiar dacă ești tot tu, chiar dacă poate părea un pic narcisist, eventual, ideea că ai ajuns să fii speaker demonstrează ceva despre tine, și anume experiența și faptul că cineva a avut încredere în tine să te urce pe scenă. Ceea ce contează. Deci e un bonus pentru tine. Vlad, ordinea categoriilor, imediat să intru din nou pe profilul meu. Din câte știu eu, se edita... Ia să vedem. Nu mai știu exact de unde se edita. Dar cred că dacă dai search pe Google o să găsești how to edit, how to sort categories in LinkedIn. Dar știu absolut sigur că poți să le dai drag and drop dintr-o parte în alta. Mă rog, cel puțin eu am putut asta la un moment dat. Așa. Da, apropo de a lucra cu mii de oameni, atunci poate cifra relevantă este exact cu câți oameni ai lucrat. Nu e nicio problemă. Ok, revenim la Răzvan. Ești .NET Core backend developer. Faptul că lucrezi la o companie n-ar trebui să-ți consume din caracterele de aici, fiindcă e deja aici, informația asta. Deci poți să folosești chestia asta ca să mai adaugi niște keywords juicy, apropo de ce vrei tu să faci sau care sunt planurile tale pe mai departe. Poți să zici că ești și speaker, dacă asta îți place. Așa, la About sunt cam puține informații. Înainte de About n-apar proiectele, măcar unul, măcar
Ideal ar fi 3, top 3. Cele mai de suflet, cele mai mișto, cele mai lucrurile de care ești cel mai mândru, pe care le-ai făcut până acum și pe care poți să le arăți și să le demonstrezi altora. Le-aș pune într-o zonă de featured, înainte de about, și la about, cum ziceam, detalii despre tine ca individ și ca motivație. Activitate 0, deci pe semne că nu prea găsești LinkedIn util și nu te condamn. La 164 de conexiuni e greu să dai peste conținut util, dar fă un exercițiu, stai într-o zi și caută conținut mișto sau oameni pe care tu îi admiri foarte tare pe LinkedIn. Interacționează cu conținutul lor, eventual adaugă-i la conexiuni dacă ți se pare că poți să ai o relație cu ei, adică dacă, cum să zic, dacă sunt suficient de aproape de contextul în care te afli tu și conexiunea cu ei e ceva care v-ar avantaja pe amândoi, să zicem. În contextul ăsta, sigur, ar accepta să fiți conectați. Și găsind conținut util, înscriindu-te în grupuri care au conținut util, s-ar putea să găsești LinkedIn-ul mai atractiv și să creezi niște activitate care demonstrează faptul că vrei să fii aici. Nu e doar ceva tranzacțional. Da, e ok să treci și orașul, mersi. Foarte mare atenție la detalii, apreciez. Ok, la experiență, mă rog, ultimul job pe care l-ai, mai ales dacă încă n-a trecut un an, să zicem că n-are neapărat nevoie de cine știe ce descriere, dacă înainte ai avut ceva descriere, dar e păcat să n-adaugi, mai ales dacă vrei ceva nou. Adică dacă îți cauți un job, primul lucru pe care l-aș face profilul tău, pe lângă adăuga proiecte și a completa zona de about cu ceva relevant care să-mi trădeze personalitatea, eu în locul tău aș adăuga detalii despre ce ai făcut tu exact la Wing Leading Edge. Pentru că e relevant. Sigur o să facă HR-ul. Da, știi cum e? Sunt mai multe etape de observare a detaliilor. Prima etapă e scanarea rapidă și bifarea sau adăugarea într-o listă, într-un shortlist. Deci orice angajator, în momentul în care are mai mulți aplicanți, să zicem că Răzvan a aplicat la un job, primul lucru e să-i validezi. Și dacă e să zicem că el a aplicat la un job de .NET, recrutorul se uită în primul rând în diagonală, mai ales dacă are 300 de aplicanți, n-are timp să uite foarte atent sau atentă la fiecare în parte. Vede că face .NET, se uită la experiența de până acum și zice ok, e un potențial candidat pentru poziție. Dacă nu este, îi dă discard și nu se mai uită niciodată la profilul ăla decât următoarea dată când mai apucă să interacționeze cu el. Deci, prima impresie contează pentru etapa asta. După aia, detaliile, evident, sunt și ele relevante. Adică orașul e relevant dacă, spre exemplu, compania era din Cluj și tu ești din București și dacă nu era pandemie, era o problemă. Trebuia să te relochezi și de asta e posibil ca la prima vedere să nu te fi băgat în seamă decât dacă, sau mă rog, să-ți trimit un mesaj cu disponibilitatea de relocare. Și așa mai departe. Abia în a doua etapă în care shortlist-ul este parsat din nou, lumea trece din nou prin el, eventual recrutorul împreună cu hiring managerul să valideze candidații cu potențial mai mare, abia atunci se uită efectiv la fiecare detaliu de pe profil de obicei. Pentru că are timp. Adică și-a blocat timp special pentru asta. Dar da, depinde de recrutor. Unii s-ar putea să fie mai meticuloși în prima instanță, deși asta nu îi ajută că nu le salveze timp. Ok. În rest, lucrurile par în regulă, pe lângă detaliile de la ultimul job. La skill-uri, microservicii, web services, API, SQL Server Management par ok. Sunt cam puține skill-uri. Eu aș mai adăuga, dacă mai ai, în special soft skill-uri. Văd că n-ai adăugat deloc. Și sunt și ele utile,
E greu să găsești endorser pentru ele uneori, dar ajută. Mai ales dacă te poți baza pe ele, evident. La accomplishments stai bine. Pare un profil bine închegat cu cele trei lucruri de care ți-am zis până acum că excepții. Bun. Mai aveți întrebări pentru seara asta sau v-ați plictisit gata? Lumea a început să fluctueze, din câte văd. Cert e că eu m-am simțit foarte bine. O să mai fac sigur live-uri. Nu știu dacă în fiecare weekend, dar cel puțin de două ori pe lună cred că e o idee foarte bună. Mai ales dacă îmi dați voi teme pe care să discutăm. Ce site-uri ar trebui să folosim în afară de LinkedIn? Păi, eJobs e cel mai mare portal din România de joburi. E cifra asta chiar e pe bune. 22.000 de joburi acum. Sunt un pic biased pentru că eu am lucrat la eJobs o perioadă. Bine, am lucrat în grupuri în ghie care avea și eJobs în portofoliu și îi știu foarte bine pe oamenii de acolo, am încredere în ei, îi admir, sunt foarte tari și îi recomand. Pe lângă eJobs, My Best Jobs, care pot să vă spun pe surse că asta nu e o cifră reală. Dar să zicem că, adică e numărul 2 în România, dar e un numărul 2 puternic. Nu e de ignorat și sunt companii care preferă Best Jobs față de eJobs, unele. Best Jobs are, sau mă rog, a avut, nu știu dacă mai are, o oarecare reputație că are mai multe joburi de IT decât eJobs. Acum s-ar putea să nu mai fie cazul. Și, în fine, eu în locul vostru mi-aș face CV-uri pe ambele și aș aplica la joburi pe ambele. Mulțumesc, Roxana. Pe lângă astea mai sunt două site-uri mai micuțe, dar care ajută. Mai hippo.ro, care e mai degrabă axat pe studenți și pe oameni la început de drum. Și dacă ești în postura asta, merită 100% să-ți faci cont și aici și să aplici la inițiativele lor. Că n-au doar joburi, au și mai multe internship-uri și au și niște inițiative studențești, din câte știu eu. Și mai e jobber.ro, care e un jobber foarte mic, dar axat exclusiv pe IT. Ce bine că m-ai întrebat Fortnite. Da, plănuiesc să fac videoclipuri cu oameni care lucrează în domeniul IT despre cum au început, 100%. Am vorbit deja cu cineva care lucrează în digital marketing, pe care o să-l invit probabil primul, dar urmează și programatori, designeri, front-end developer, back-end developeri, oameni de networking, oameni de securitate, antreprenori, manageri. Am o listă lungă și am nevoie doar de timp să pun în aplicare planurile pe care le am, fiindcă da, o să fie probabil un soi de podcast video pe YouTube și probabil și în format audio pe rețelele de podcasting uzuale. Și vreau să scot de la ei, mai ales că îi cunosc pe majoritatea personal foarte bine, vreau să scot de la ei tot ce pot ca să vă ajute să aflați secretele a cum să începi un job în domeniul respectiv în care lucrează ei și cum să crești în domeniul ăla astfel încât să ajungi în poziția în care sunt și ei acum. E un subiect foarte bun și da, abia aștept să apuc să înregistrez câteva podcasturi din asta. Bun. Dacă nu mai aveți nimic în plus de întrebat, de adăugat, da, aș putea să fac și analiză de CV-uri
Și probabil e o temă bună pentru următorul live, dacă îmi trimite suficient multă lume CV-uri. Am mai încercat odată să fac asta, dar cred că era canalul foarte mic și reach-ul foarte mic și cred că mi-au trimis 3 oameni CV-uri și nu prea avea sens pentru 3 oameni. Dar dacă se strâng minim 10, promit că fac următorul live cu analiză de CV-uri. O să fie oricum similar cu video de astăzi, numai că o să fie mai... mai interesant pentru că probabil o să difere designurile foarte mult între ele și ăsta o să fie un punct destul de important de discuție în momentul în care analizăm. Așa, profil premium, da. Eu mi-am făcut profil premium din două motive. Odată că angajam oameni eu personal. Lucram într-o companie unde nu prea exista departament de HR și deci nici recrutări și eram forțat să caut singur oameni și să-i testez și să-i angajez. Și mi-a folosit în același context de mai multe ori până acum. Adică am lucrat în mai multe joburi în care, din nefericire, nu prea mă puteam baza pe departamentul de HR sau nu exista departamentul de HR. În special în startup-uri nu prea există oameni de dedicație recrutării care să facă doar asta și atunci e foarte util pentru că poți să trimiți mesaje oricui, fără să ai persoana respectivă în lista de conexiuni. Ăsta e unul din motivele pentru care mi-a făcut profil premium. Și al doilea era că eram foarte curios de statistici și de cifre. Chestii de genul ăsta. Îți dă niște cifre LinkedIn-ul, nu sunt hiperrelevante, dar îți spune un pic despre postura ta în contextul în care te afli. Și apropo, cred că puteți și voi să aflați anumite cifre, deci nu chiar tot ce îți dă un profil premium, dar am aflat de curând de un link, să văd dacă îl găsesc, dacă nu îl găsesc acum, nu știu, o să fac cumva să vi-l șeresc, cred că o să-l pun în descrierea live-ului. E un link în care poți să-ți evaluezi profilul de LinkedIn în funcție de cât de conectat ești în industria ta, cât de activ ești, cât de relevant ești ca skill-uri și așa mai departe. Și mi se pare interesant. Nu e foarte detaliat, de-aia ziceam că profilul premium îți dă mai multe detalii pe partea asta și îți mai dă și un avantaj competitiv când aplici la joburi pe care eu nu l-am folosit personal. Dar hai să vă dau un exemplu. Dacă tot suntem la capitolul ăsta. Bun. Vreau să-mi caut un job de web developer. Da? Și nu vreau people, vreau jobs. Bun. Ce îți dă profilul premium e în primul rând acces la omul care a postat anunțul. De la fiecare companie în parte. Asta nu știu dacă e accesibil pe profilul normal. Mă rog, poți să-i trimiți e-mail direct de aici, adică mesaj direct persoanei respective. Și îți mai dă chestia asta, care este Competitive Intelligence About Other Applicants. Adică ce statistici au LinkedIn despre ceilalți aplicanți pentru jobul ăsta. Văd că sunt 17 aplicanți, one applicant in the past day, top skills JavaScript și e-commerce pe care le-am și eu, seniority level, 9 entry level și 2 senior level, educație, de unde sunt ca geografie, compania și cum a evoluat ca număr de employees, chestii de asta. Astea sunt accesibile doar ca premium. Deci statistici. Nu e, adică eu nu cred că merită, decât dacă ai oameni de contactat. Eu pentru asta o folosesc personal. Sau dacă, nu știu, altceva din offering-ul lor îți face cu ochiul. Dar, adică eu dacă aș putea să nu dau bani pe a trimite mesajul oricui, aș anula contul, că nu mă impresionează foarte tare statisticile astea personal. Hai că ne apropiem de 2:30. Mă bucur că sunteți activi. Da, nu mai știu. Da, parcă 150 de lei pe lună, dar e pe lună, atenție, nu e pe an.
Nu e tocmai ieftin, dar pentru mine a meritat și v-am zis de ce, pentru mesaj. Ok, păi în această notă vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici. Sper să construim o comunitate mișto împreună și sper să ajutăm cât mai mulți oameni să-și găsească drumul în carieră și în special în carieră în IT. Sunt aici dacă mai aveți întrebări, curiozități, sugestii de alte subiecte de abordat în următoarele live-uri și în următoarele videouri. Eu am o listă lungă de subiecte, dar încă nu știu în ce ordine să le abordez și ideile voastre pot să mă ajute să le aranjez într-o ordine care să vă ajute cel mai mult. În rest, ce să vă zic? Ținem aproape și o să anunț următorul live tot așa cu câteva zile înainte ca să știți de el. Mulțumesc că ați participat. O seară excelentă în continuare vă doresc. Succes în carieră!